Vom începe cu rugăciunea Împărat de Cerem. Împărat de Cerem, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ai ești și pe toate le primești, Vizierul bunătăților și Redătorule de viață, vino și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spăvință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte binecuvântați. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Stimați invitați și dragi tineri, bine ați venit la conferința noastră duhovnicească. Conferința din seara aceasta este introductivă pentru simpozionul Serile Filocalice, simpozion care este organizat în fiecare an de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români. Avem bucuria ca această conferință să fie susținută de către Părintele Zaharia Zaharu de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Anglia, mănăstire care prelungește rugăciunea și înțelegerea pe care Dumnezeu, prin Sfântul Siloan, a dat-o lumii, prin cuvântul pe care îl purtăm cu toții în inimile noastre. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjduim. Conferința pe care Părintele o va susține poartă titlul Preoția Împărătească, având în vedere, în același timp, lansarea cărții Părintelui, intitulată Veșnicul Astăzi, carte care a apărut la librăria Bizantină în traducere românească. Cartea completează aparițiile Părintelui în limba română și aduce aproape de sufletul nostru înțelegerea pe care Dumnezeu a dat-o prin Sfântul Siloan. Părintele Zaharia se află în România de 3 zile, de duminică seara. De acoperământul Maicii Domnului a slujit la Biserica Sfântul Grigorie Palamar, în campusul Universității Politehnică. Urmând ca această conferință, își va sfârși și lucrările pe care le are, să meargă să conferențieze și în alte zone ale țării. Doresc să menționez că conferința se va derula după programul obișnuit. Părintele ne va împărtăși cuvântul, urmând ca imediat după aceea, dumneavoastră veți putea pune întrebări scrise, iar în măsura în care timpul ne permite, vom încerca să acoperim toate răspunsurile. Părinte Zaharia, bine ați venit la noi, vă mulțumim din suflet și vă ascultăm cu me, voli agape. Εν πρώτης θέλω να ευχαριστήσω το Θεό που με αξιώνει να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Înainte de orice vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-am vrednicit să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Τα πολύτιμα και αδερφικά μου μέλη μέσα στο σώμα της Αγίας και αμόμητης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Sunt έτσι μαντουλάρελε, cinstite și prețioase
ale mele în lăuntru trupului Bisericii Domnului. Μετά θέλω, δεν θέλω να παραλείψω να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Πατριάρχη Δανίλ, ο οποίος επανειλημμένος τα τελευταία χρόνια έδειξε την εύνοιά του σε μένα και με στήριξε με την ευλογία του και τον λόγο του. Vreau după aceea să mulțumesc prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, care în multe rânduri mi-a arătat bunăvoință și mi-a dat binecuvântarea și m-a întărit cu cuvântul dânsului în tot ceea ce fac. Η ομιλία που θα ακολουθήσει σε ένα ή δύο λεπτά είναι μια απόπειρα, πρώτη μου απόπειρα, να μιλήσω για το βασίλειο ιεράτευμα, τη βασιλική ιεροσύνη του Χριστού, στην οποία όλοι γινόμαστε μέτοχοι με το Άγιο Βάφτισμα. Conferința care va urma într-un minut două este o primă încercare a mea de a desluși înțelesurile preoției împărătești a Domnului Iisus Hristos, la care toți suntem chemați să participăm. Αυτή η βασιλική ιεροσύνη φαίνεται πολύ ενεργός στη ζωή των Αγίων, στη δέηση που προσφέρουν στο Θεό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Προωσία Αμπαρετάσκα σε βέντε φουάρτε λίμπεδε εν διάσα σφίντσιλορ, πέντρου και είσαι ρουάγα, πέντρου λούμε αντράγα. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός είναι ιερέας που ιερατεύει την προσωπική του σωτηρία και όταν καρποφορήσει με τη χάρη του Θεού αυτό το έργο, τότε διακονεί και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Fiecare om este preotul propriei sale mântuiri și când această preoție va rodi în lăuntru său, va deveni și preot pentru mântuirea lumii întregi. Δηλαδή το βασίλειο ιεράτευμα συνδέεται άριχτα με το χάρισμα, με το πνεύμα της μετανοίας. Προωσία αμπαρετάσκα σε λέγε στρίνς που χαρίσμα ποκαίνσει. Εκ των προτέρων ζητώ τη συγχώρησή σας για ό,τι παραλείψεις θα έχει ομιλία μου και την ατέλειά της σας λέω είναι η πρώτη φορά που τολμώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Vă cer iertare pentru eventualele lipsuri pe care le are această abordare. Spun încă o dată, este o primă încercare de deslușire a acestei teme. Ευχαριστώ τον πατέρα Κωνσταντίνο που θα αναγνώσει το κείμενο. Mulțumesc părintelui Constantin care va da citire textului. Preoția împărătească și voi înșivă ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este un text din Epistola 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, pe care Părintele Zaharia îl așează ca moto la această conferință, la această abordare. Mântuitorul Iisus Hristos și Harul Său sunt temelia veșnică și de nezdruncinat a Bisericii. Domnul este piatra cea vie de care se cuvine să ne apropiem cu toții, căci deși neluată în seamă de oameni, ea este aleasă și de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa cum vedem în Epistola 1 Petru 2 cu 4. Pe această piatră de temelie, Sfinții Apostoli și Părinții Bisericii au zidit Biserica prin credința, învățătura și rugăciunea lor, prin întreaga lor viață de nevoință. Biserica nu se zidește cu pietre moarte, ci cu pietre vii, care sunt mădularele ei. Astfel, preotul, dar și fiecare credincios în parte, joacă un rol activ în zidirea duhovnicească a trupului lui Hristos prin propria lui viață, prin voia sa tămăduită și prin toată osteneala sa întru Hristos. Asemeni banului văduvei, omul se ascunde în vistieria lui Dumnezeu, în trupul cel viu pe care Hristos l-a statornicit în istorie,
nu pentru că socotește că va îmbogăți cu el însuși biserica, ci pentru că dorește să-și păstreze darurile pentru toată veșnicia, oricât de neînsemnate ar fi ele, investindu-le în zidirea casei Dumnezeului celui viu. Apostolul Petru scrie, cităm, și voi zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Încheiem citatul. Prin aceste cuvinte, el ne îndeamnă să deosebim în lăuntru nostru trei daruri. Templul lui Dumnezeu nefăcut de mână, preoția împărătească și jertfele pe care putem să le aducem Domnului în lăcașul inimii noastre. Cel dintâi îndemn al apostolului este: zidiți-vă drept casă duhovnicească. Pentru ca omul să se zidească drept biserică a lui Dumnezeu, trebuie ca Domnul însuși să se sălășluiască în lăuntru lui și să rămână alături de el. Templul lui Solomon s-a sfințit atunci când Domnul Savaot a așezat asupra lui numele său, făgăduind că ochii și inima lui vor fi acolo în toate zilele. Vezi Cartea 3 Regi 9:3. Așizderea, omul devine biserică a lui Dumnezeu și vas de cinste, sfințit de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucru bun, cum citim în 2 Timotei 2:21, atunci când cheamă numele Domnului din inimă curată. Vezi 2 Timotei 2:22. Astfel, el petrece neîncetat în prezența minunată și plină de har a Dumnezeului celui viu. Atunci se încheie un nou legământ între Dumnezeu și om, care pecetluiește alegerea omului de către Dumnezeu ca să poarte sfânt, ca să poarte sfântul său nume. Vezi Fapte 9:15. Prin chemarea numelui lui Iisus, omul împlinește porunca Domnului și pășește pe calea lui. În felul acesta, mintea și inima lui se tămăduiesc, iar ființa sa își află întregia și unitatea de odinioară. Atunci omul este stăpân peste inima lui, rădăcina ființei sale, și devine împărat al propriei sale existențe, învrednicindu-se de fericirea Domnului. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Dacă omul voiește să devină biserică lui Dumnezeu, se cuvine de asemenea să-și curățească inima prin adevărata pocăință și prin cuvântul viu al lui Dumnezeu. Cităm: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Ioan 14:23. Dragostea față de Dumnezeu și paza poruncilor lui Hristos fac ca Domnul să se sălășluiască în inima omului, iar împărtășirea cu Sfintele Taine întărește temelia Bisericii lui Dumnezeu din lăuntrul său al omului, potrivit cuvântului Domnului: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Ioan 6:56. Întocmai cum Domnul s-a deșertat pe sine de bogăția dumnezeirii sale și l-a îmbogățit pe om cu sărăcia lui, dăruindu-i prisosul vieții și al dragostei sale, la fel și creștinul se leapădă de tot ceea ce a devenit sufletul său în lumea aceasta
și se întoarce cu toată inima către Dumnezeu. Atunci Domnul face ca în inima lui să rodească sămânța nestricăcioasă a cuvântului său, îi pecetuiește inima cu minunatul său nume și o luminează neîncetat cu prezența sa cea plină de har. În lăcașul inimii, omul se întâlnește cu Domnul și inima lui devine templul nefăcut de mână al atotputernicului Dumnezeu. Vezi Marcu 14 cu 58 și 2 Corinteni 5 cu 1. Este nevoie de o strădanie neîntreruptă pentru a clădi și păstra templul lui Dumnezeu din lăuntru omului. Alminteri, există primejdea ca acest templu, devenit nestricăcios prin har, să se prefacă în veșnică ruină. Al doilea îndemn al apostolului este: zidiți-vă drept preoție sfântă. Singurul scop pentru care omul a fost zidit este să aducă slavă făcătorului său și să vădească în viața sa virtuțile lui Dumnezeu. Cităm: iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. 1 Petru 2,9. Toată nevoința omului este menită să îndepărteze treptat acoperământul întinăciunii care s-a așezat peste inima sa duhovnicească, ca să poată clădi întrânsa biserica lui Dumnezeu. Încetul cu încetul, în inima omului sporește lucrarea duhovnicească ce îi dă putință să cultive darul preoției împărătești, unul dintre cele mai de preț daruri pe care creștinul le primește la Sfântul Botez. Darul slujirii ca preot, mai întâi al propriei sale desăvârșiri și mântuiri și apoi al mântuirii întregii lumi. În măsura în care învață să viețuiască neîncetat în prezența Dumnezeului celui Fiu și să se roage pentru întreaga lume, în aceeași măsură el devine preoție împărătească urmând pilda Domnului. Vezi Ioan 13 cu 5. Părintele Sofronie sublinia faptul că omul poate fi purtător al harului preoției împărătești chiar dacă nu poartă cinul preoției. Esența și puterea acestei preoții se vedește în rugăciunea pentru lumea întreagă, care este urmarea desăvârșită a Marelui Păstor Hristos. Creștinul care a primit darul iubirii lui Hristos nu se lasă copleșit duhovnicește de priveliștea chinuitoare a lumii prinse în cătușele de nesfărâmat ale morții, ci pătimește împreună cu ea cu mare durere și cu multe lacrimi. Rugându-se pentru întreaga lume, omul pătrunde în veșnicul șuvoi al rugăciunii Domnului din Ghetsimani. Astfel, cunoașterea Domnului Iisus, care este în esența ei viața veșnică, aduce roade în lăuntru lui. Prin rugăciunea aceasta, omul ajunge să cunoască preoția împărătească, ce constă în părtășia la preoția lui Hristos, care ridică întreaga lume din căderea ei. Acest dar îl ajută pe om să-și înțeleagă menirea cea mai înainte de veci și să-și împlinească chemarea în Hristos. Ipostasul, adică adevărata existență, este în stare
să poarte întreaga fire umană în lăuntrul său și să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mijlocire. Printr-o viețuire smerită în dragoste compătimitoare, în pocăință și în rugăciune pentru lume, creștinul, fie el bărbat sau femeie, și fie că poartă sau nu cinul preoției, se poate face părtaș la preoția împărătească a lui Hristos, care mântuiește întregul Adam. Printr-un astfel de om, Hristos se bogoară la noi și devine slujitorul lumii în lucrarea sa de mântuire. Aceasta este slujirea cea mai de preț pe care fiecare persoană o poate oferi lumii, indiferent de vârstă, sex, rasă, clasă socială sau orice alte împrejurări. După ce am vorbit despre sălașul duhovnicesc al inimii și despre sfânta preoție universală a lui Hristos, să ne oprim în continuare asupra jertfelor pe care îi le putem aduce lui Dumnezeu și să vedem când devin ele bine primite înaintea Domnului Savaot, potrivit cuvântului apostolului Petru. Cităm: aduce jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Sfânta Scriptură vorbește despre felurite jertfe duhovnicești. Cea dintâi la care ne vom opri este înfățișată în cuvintele psalmistului. Cităm: jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Psalmul 50:18. Atunci când omul își vine în sine, vezi Luca 15:17, și intră în cămara inimii sale, el devine conștient de pustiirea, întinăciunea, păcatul și căderea care îl despart de Dumnezeul său. El își resimte acut nevrednicia de a se chema fiu și moștenitor al Marelui Dumnezeu al creștinilor, în timp ce Duhul său, odinioară mândru și mulțumit de lucrurile omenești trecătoare sau de darurile primite, este acum strivit și trezit la realitate de lumea, de lumina ce a luminat conștiința. Întocmai cum un copac care a fost lovit de trăznet se preface în scrum și un vas spart își varsă conținutul, la fel și inima înfrântă se deșartă pe sine și se smerește până la sfârșit, vărsând lacrimi de durere și de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Părintele a toată mângâierea primește zdrobirea inimii și smerenia omului ca pe o jertfă bine plăcută și nu-i disprețuiește cererea. O astfel de jertfă este bine plăcută lui Dumnezeu, mai bine plăcută lui Dumnezeu decât toate arderile de tot. Dumnezeu primește umilința și pocăința smerită ca pe o jertfă curată și de mare preț, căci aceasta este una dintre cele dintâi ofrande duhovnicești pe care omul îi le datorează lui Dumnezeu. Dacă omul nu îi aduce lui Dumnezeu mai întâi jertfa smereniei, nu va fi în stare să aducă
nici altă jertfă în inima lui, căci numai în smerenie omul îi poate oferi cu adevărat ceva lui Dumnezeu. Cel de-al doilea fel de jertfă, la fel de trebuincios și de însemnat, ca și primul, este jertfa laudei și a rugăciunii. Cităm: jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui preanalt făgăduințele tale. Psalmul 49:15. Toate cele pe care omul le primește de la Dumnezeu îl călăuzesc la aducerea de mulțumită și la slavoslovie. Căci ce avem noi oare pe care să nu-l fi primit? Pentru aceasta se cuvine să umblăm zidiți fiind în Hristos, prisosind într-o mulțumire, conform Coloseni 2:6-7. Aducerea de mulțumită este o lucrare dumnezeiască prin care se zidesc adevărate persoane, adevărate ipostasuri. Mai mult, centrul vieții creștinului este dumnezeiasca liturghie care se numește și Euharistie, adică mulțumită, mulțumire. Folosind cuvintele părintului Sofronie, putem defini liturghia ca fiind rugăciune ipostatică. Altfel spus, aducerea de mulțumită lui Dumnezeu ne desăvârșește ca persoane ipostasuri. Recunoștința pentru toate darurile știute sau neștiute pe care le-am primit de la Dumnezeu aprinde în minte lumina cunoștinței și în inimă focul iubirii, care trezește în suflet o sfântă și neprihănită tânjire după Dumnezeu și dorința de a pătrunde tainele sale. În Sfânta Scriptură, aducerea de mulțumire este asemănată cu mireasma de tămâie. Cităm: cine este aceea care se ridică din pustiu ca un stâlp de fum, parcă ar arde smirnă și tămâie, parcă ar arde mirezme iscusite, gătite. Cântarea Cântărilor 3:6. Cele două jertfe pomenite mai sus, a pocăinței și a mulțumirii, sunt legate una de cealaltă în chip nedespărțit. Fără Duhul pocăinței nu putem lua parte cu vrednicie la dumnezeiasca euharistie și îndeoște la slujbele bisericii. Pocăința și aducerea de mulțumire sunt începutul și temelia renașterii noastre în biserică. Păcatul este moarte și înstrăinare de Dumnezeu, de izvorul vieții. Cu toții am păcătuit și suntem răniți de păcat. Pocăința cu credință și recunoștința cu dragoste ne sunt date ca singurele condiții ale întoarcerii noastre la viața cea nouă și adevărată pe care Hristos a adus-o din belșug pe pământ. Vezi Ioan 10:10. Cităm: deci dar să ieșim la El afară din tabără, luând asupra noastră o cara Lui. Așadar, prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele Lui. Evrei 13:13-15. Să nu uităm că jertfa lui Hristos a fost desăvârșită pentru că El a fost disprețuit și urât de oameni și a suferit moarte de ocară
în afara taberei. În chip asemănător, jertfa noastră devine mai adevărată și mai bine primită înaintea lui Dumnezeu atunci când se însoțește și ea de disprețul și de respingerea din partea semenilor noștri. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, citim în Psalmul 4:5. Un alt fel de jertfă este jertfa adevărului și a dreptății, care nu este văzută, dar este cunoscută de Dumnezeu, pentru că scopul ei este să împlinească voia și legea lui pe pământ. Începutul mântuirii constă în a lepăda voia noastră neputincioasă și gândurile noastre stricăcioase. Vezi 2 Corinteni 11:3 și a îmbrățișa poruncile și gândurile lui Dumnezeu. Dacă facem astfel, niciun lucru, nicio împrejurare din toată lumea zidită nu va mai putea să ne împiedice în nevoința noastră de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Atunci, într-adevăr, mai presus de toate, vom da întâietate cunoașterii lui Dumnezeu. Primirea cuvântului lui Dumnezeu înmoaie inima, în timp ce trândăvia duhovnicească o împietrește. Cugetarea la poruncile dumnezeiești duce pe de o parte la cunoașterea darurilor lui Dumnezeu, iar pe de altă parte la cunoștința propriilor noastre păcate. Aducerea de mulțumire naște în noi frica lui Dumnezeu și frica neînfricată care ne ajută să păzim poruncile. Această jertfă este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, îndeosebi atunci când omul renunță la folosul și la confortul său personal de dragul voii Tatălui Ceresc. Pentru ca voia lui Dumnezeu să împărățească pe pământ, trebuie ca fiecare dintre noi să înceapă cu El însuși, căci numai dacă ne lepădăm de voia noastră stricăcioasă, vom avea îndrăzneala să-i aducem Tatălui Ceresc cererile noastre, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Un alt fel de jertfă este jertfa milei, dar mergând, învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Matei 9:13. Domnul primește milostenia față de semenii noștri ca și cum i-am oferit-o lui însuși. Vezi Matei 25:40. Ca pe o jertfă de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Evrei 13:16. Creștinul dă mărturie bună oriunde se află, în familie sau la locul de muncă, prin dragostea și ajutorul față de aproapele său, care, deși este menit să trăiască veșnic prin firea lui, străbate această viață trecătoare, lipsit de însuflare și se lasă prins în vâltoarea deșertăciunilor lumii. Când o inimă ia foc, ea împărtășește flacăra credinței și a mângâierii și altor inimi. Cel mai mare dar pe care îl putem face semenilor noștri este însuși Hristos, pe care îl purtăm în inima noastră.
Aceasta este smerita slujire a dragostei față de aproapele, față de aproapele nostru, cea mai vrednică și mai înaltă slujire. Întreaga lume devine mai bună din pricina unui singur om și tot neamul omenesc dobândește prin el folos. Potrivit Sfântului Isaac Sirul, ipostasul nu caută în jurul lui către cine să-și arate milostivirea, ci asemeni lui Dumnezeu, lăuntric el devine milostiv față de toate făpturile cugetătoare. Vă îndemn, deci, fraților, scrie Sfântul Apostol Pavel, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Romani 12:1. Așadar, o altă jertfă este de asemenea sfințirea trupului nostru, adică nevoința de a muri păcatului și a viețui numai pentru Dumnezeu. Vezi Romani 6:11-13. Și de a ne angaja întreaga fire, trup și suflet, în lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este și rostul vieții monahale. Această jertfă cuprinde toată osteneala noastră de a ne armoniza viața cu Duhul lui Dumnezeu și de a statornici voia Lui drept singura lege a ființei noastre vremelnice și veșnice. Lepădarea de sine în lumina cuvântului lui Hristos este de neapărată trebuință pentru nevoitorul creștin. Domnul, care ia aminte la lupta lui, îi socotește fiecare suferință pe care o rabdă de dragul poruncilor sale, drept jertfă și mucenicie lăuntrică. În cele din urmă, cea mai înaltă jertfă este moartea mucenicească pentru credința în Hristos. Gata de o astfel de jertfă, Sfântul Pavel îi scria lui Timotei, că eu de acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. 2 Timotei 4:6. Creștinul primește moartea pentru a-L mărturisi pe Hristos numai în ascultare de pronia lui Dumnezeu și niciodată din propria lui voie. Slăvita moarte care urmează acestei jertfe este o neprihănită aducere de mulțumire și de slavă lui Dumnezeu și de aceea ea devine iertare neclătinată, intrare neclătinată în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Sfinții mucenici au primit moartea mucenicească numai pentru slava lui Dumnezeu, iar aceasta a devenit desăvârșirea lor, precum și biruința asupra morții care a intrat în viața omului prin păcat. Nu doar preotului îi se cere să aducă jertfe, ci și fiecărui creștin în parte. Râvna pentru zidirea templului lui Dumnezeu, care ne va miștui inima, ne va statornici drept preoție împărătească. Așa cum odinioară poporul lui Israel aducea lui Dumnezeu arderi de tot, la început pe altare, iar mai apoi în templul zidit de împăratul Solomon, la fel și jertfele pe care le aducem neîncetat lui Dumnezeu vor atrage asupra noastră mâna Harului Său, care va clădi templul lui Dumnezeu
în inima noastră, pentru ca Domnul să locuiască în noi, să devină Dumnezeul nostru, iar noi poporul Său, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori evreii din vechime se suiau la templu ca să aducă închinare lui Dumnezeu, se întorceau plini de mânghiere. Vezi Psalmul 125:1. La fel, atunci când noi israeliți se zidesc ca temple ale Domnului și poartă semnele prezenței lui Hristos pe trupurile lor, devin ucenici nu numai ai crucii, ci și ai binecuvântării împărăției cerurilor, primind chiar din viața aceasta pacea lui Hristos care covârșește orice minte. Filipeni 4:7. Și bucuria de negrăit a mânghierii sale celei nestricăcioase. Templul duhovnicesc din lăuntrul nostru, preoția împărătească și jertfele duhovnicești sunt date ca un potențial pentru toți credincioșii, ca daruri ale Harului lui Dumnezeu, ca să ne zidim drept lăcașuri duhovnicești, bine primite de Dumnezeu, să slujim astfel la propria noastră mântuire și la mântuirea semenilor noștri. Atunci ne slujim unul pe altul în biserică, ca mădulare unii altora, conform Roman 12:5 și 1 Corinteni 12:25. Pentru aceea, Dătătorului tuturor acestor daruri, îi se cuvine toată slava în vecii vecilor. Vă mulțumim pentru cuvântul împărtășit. Iată că a venit mult așteptatul moment al întrebărilor. Voluntarii au scos vor împărți bilețele pe care dumneavoastră veți putea pune întrebările pe care trebuie să le adresăm. Voi da citire primei întrebări. Jertfa de sine totală nu este un tip al participării la preoția Mântuitorului Hristos? Jertfa de sine totală nu este un tip al participării la preoția Mântuitorului Hristos? Ολική αυτοτισία δεν είναι συμμετοχή στην θυσία του Χριστού, ρωτάει κάποιος. Η ολική αυτοτισία του όλου είναι μας, αν κανείς θυσιάζει το είναι. Βεβαίως. Βεβαίως είναι. Σίγουρο. Κάθε φορά οτιδήποτε κάνουμε στο όνομα του Κυρίου είναι σε αυτή την προοπτική. Ό,τι κάνουμε, όποια προσπάθεια κάνουμε για να συμμορφώσουμε τη ζωή μας στο Πνεύμα του Κυρίου, είναι στην προοπτική αυτή. Το ciò che facciamo per il Domino, το ciò che facciamo per να conformà voi Domnului, se inscrive in această perspectivă. Cum se mântuiește un preot și cum se mântuiește un credincios încărcat de greșile lumii? Πώς σώζεται ένας ιερέας και πώς σώζεται ένας απλώς πιστός? Δύσκολη ερώτηση. Έχουν τρεμπάρει φάρτε γρά. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει «Ουκ είμαι πολλούς είναι των σωζωμένων, των ιερέων του σωζωμένους». Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί από τους ιερείς που σώζονται. Στον του Ιωάννη Γουρδεάουλ σπούνε «Νου κρέτκα σαν μούλς πρέος καρή σε μουντουιάσκα». Είναι για να δείξει ο Άγιος ότι σε όποιο πολύ δόθηκε, πολύ θα εξητηθεί. Ως που είναι αυτά, Σφύντου Ιωάννη Γουρεντεάουρ, για να αρετά και celor care se dă mult, se cere foarte mult. Και οι ιερείς που δέχθηκαν το μεγάλο και υπερκόσμιο χάρισμα της ιεροσύνης του Χριστού, και οι πρεότσοι care au primit acest dar mare, mai presus de lume al preoției lui Hristos, είναι χρεώστες μεγάλης
μεγάλης αγιοσύνης, μεγάλης αγιότητος. Sunt îndatorat mult sfințeniei acesteia. Αλλά όχι μόνο οι ιερείς και, nu numai preoții, και οι λαϊκοί που δέχτηκαν την επίγνωση της αλήθειας του Χριστού, και οι μυρένοι care au primit cunoașterea adevărului lui Hristos, που συνοδεύεται με τη χάρη της κλίσεως στην Εκκλησία Του, care cunoaștere se însoțește de harul chemării în biserică, και αμελήσουν αυτή τη χάρη και αυτοί έχουν κίνδυνο. Și credincioșii așadar care sunt nepăsători față de acest har, și aceștia sunt în mare pericol. Αλλά υπάρχει ένας λόγος στην Παλαιά Διαθήκη που λέει, este un cuvânt în Vechiul Testament care spune, δυνατοί δυνατός εταστήσονται. Αυτοί που είναι δυνατοί θα εξεταστούν με πιο αυστηρό τρόπο. Ναι, cei που κουνοσκούτου την Βεκτή Τεσσαμένη, cei πουτέρνικς, πουτέρνικς ήταν εντσερκάτσι. Cei care primesc, au putere, cu putere vor fi εντσερκάτσι. Να σας πω, η ζωή των ιερέων είναι πολύ πιο δύσκολη από τη ζωή των λαϊκών. Viața preoților este mult mai grea decât viața mirenilor. Διότι ο ιερέας, εάν εκτελεί θεοπρεπώς το έργο του, μαζί του θα σωθούν πολλοί. Deoarece preotul, dacă săvârșește plăcutul lui Dumnezeu lucrarea sa, împreună cu el se vor mântui mulți. Και αν επιτελεί αμελώς το έργο του, θα είναι υπόλογος, για μια μεγάλη παράληψη. Dacă însă va săvârși cu nepăsare, fără grijă lucrarea sa, va da cuvânt, va fi răspunzător. Γι' αυτό και συγχωρέστε με, θα τολμήσω να πω κάτι. De aceea mă iertați, voi îndrăzni să spun ceva. Όταν βλέπετε ότι κάποιος επίσκοπος σας υστερεί σε κάτι ή κάποιος ιερέας σας χωλαίνει σε κάτι, atunci când vedeți că un episcop al dumneavoastră îi lipsește ceva sau vreun preot scopătează în vreun fel anume, δεν είναι καιρός να τον κρίνουμε, να τον κατακρίνουμε. Nu este momentul să judecăm sau să-l osândim. Αλλά να αναπληρώσουμε το ειστέρημά του με τη δική μας προσευχή και με τη δική μας ταπείνωση και αγάπη. Și să împlinim lipsurile lor cu rugăciunea noastră, cu smerenia și cu dragostea noastră. Τότε αυτό θα μας λογιστεί σε δικαιοσύνη από το Θεό και θα έχουμε ωφέλεια. Atunci ne va fi socotită această atitudine a noastră ca dreptate în fața lui Dumnezeu și vom avea folos. Ενώ το άλλο είναι πολύ επιζήμιο για τη σωτηρία μας. În timp ce atitudinea cealaltă a critica este foarte păguboasă pentru mântuirea noastră, foarte riscantă. Cum putem dobândi Sfânta Smerenie? Poți să apoctisume την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι ένα μεγάλο χάρισμα. Smerenia este un foarte mare dar, mare harisma. Την αρετή της ταπεινώσεως την έδειξε στον κόσμο κατ' εξοχήν ο Χριστός. Virtutea smerenia a dus-o în lume prin excelență Domnul Hristos. Όλος ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε σε μας είναι η ταπείνωσή του. Așa cum s-a arătat Mântuitorul Hristos în toată descoperirea sa, exprimă smerenia sa. Το να κρύψει τη θεότητά του και να κατεβεί στη γη σαν άνθρωπος, ας ασκούνται δουνεζεύρια, ας εκοπορεί πε πεμάν καόμ, για να μην μας τρομάξει, ας ανούν εσπέριε, αλλά να μπορεί να μας προσεγγίσει και να μας μεταδώσει τον λόγο του ουρανίου πατρός, ca să poată apropia de noi să ne transmită cuvântul Tatălui Ceresc, να πάρει απάνω του το δικό μας θάνατο, τις αμαρτίες μας, să ia asupra sa moartea noastră, păcatele noastre, να κατέβει στα καταχθόνια της γης, στον Άδη, să poare la cele de dedesubt, και
και να γεμίσει τα σύμπαντα με τη θεοργική του ενέργεια. Și să umple, să umple, să copleșească totul cu dumnezeiasca sa energie. Ούτως ώστε να κάνει δυνατό σε εμάς να μπορούμε να το συναντήσουμε οπουδήποτε κι αν είμαστε. Așa încât să ne facă posibil ca noi să-l putem întâlni oriunde ne-am afla. Και σε οποιαδήποτε κατάσταση βρισκόμαστε. Σε όποια στάση ne-am afla. Να μπορούμε να το συναντήσουμε και να ενωθούμε με το πνεύμα του. Să putem întâlni, să ne unim cu Duhul Său. Όλη αυτή η πορεία του μέχρι κατά βάσεως του Άδου, πρώτα, και μετά η ανάβαση του στον ουρανό. Tot acest drum al său, coborârea în iad și după aceea urcare la cer, είναι η φανέρωση της ταπεινώσεώς του. Este arătarea smereniei sale. Και αυτή η οδός του Κυρίου, πρώτα η κατάβασή του στα καταχθόνια και μετά η ανάβαση του στον ουρανό, έγινε η πηγή των χαρισμάτων, όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Drumul acesta, calea sa aceasta, coborârea în iad și după aceea urcare la cer a devenit izvorul tuturor darurilor dumnezeiești, tuturor harismelor. Και εμείς αποκτούμε την ταπείνωση του Χριστού όταν μιμούμεθα το παράδειγμα του. Și noi dobândim smerenia lui Hristos atunci când vom urma, vom imita exemplul său. Όταν βάζουμε τον εαυτό μας στον δρόμο του Κυρίου, τότε, επειδή αυτός είναι η οδός, τον βρίσκουμε συνοδοιπόρο στη ζωή μας. Când ne așezăm pe noi înșine pe calea lui Hristos, atunci El este împreună cu noi mergător și descoperim toate cele ale Lui. Και τότε μας μεταδίδει τη δική του κατάσταση. Și atunci ne transmite, ne transferă într-un fel anume starea Lui. Όπως την μετέδωσε στον Λουκάν και τον Κλεόπα στην οδό προς Εμμαούς. Așa cum le-a transmis lui Luca și lui Cleopa pe cale în drum spre Emmaus. Έτσι λοιπόν, για μας, κάθε φορά που μπορούμε να ταπεινωθούμε και να αποδώσουμε μεγαλύτερη τιμή και να δώσουμε προτεραιότητα στον άλλον, μιμούμαστε την ταπείνωση του Χριστού. Fiecare dată când ne smerim și dăm cinstire și întâietate celuilalt, îi urmăm lui Hristos, îl imităm pe Hristos, urmăm această cale a smereniei. Ο Apostolos Pavlos μας λέει ότι πρέπει να αποδίδουμε μεγαλύτερη τιμή στον άλλο παρά στον εαυτό μας. Sfântul Apostol Pavel spune că trebuie să dăm mai mare cinstire celuilalt decât nouă înșine. Και να περιφρουρούμε περισσότερο το συμφέρον του άλλου από το δικό μας. Să păzim mai mult interesul celuilalt decât interesul nostru propriu. Τότε πορευόμαστε στην οδό της ταπεινώσεως. Atunci mergem, pășim într-adevăr pe calea smereniei. Αλλά η χαρισματική ταπείνωση των Αγίων είναι άλλο πράγμα. Dar smerenia charismatică a Sfinților este un lucru diferit, este un alt lucru. Όταν ο άνθρωπος του Θεού αξιωθεί να δει το είδος του Χριστού και να ακούσει τη φωνή του, când omul lui Dumnezeu se va învrednici să vadă chipul lui Dumnezeu, lui Hristos și să audă glasul lui, όπως λέει στο κατά Ιωάν in Evangelio, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, τότε τυπώνεται η μορφή του Κυρίου Ιησού στην καρδιά του ανθρώπου. Atunci se întepărește chipul Domnului Hristos în inima omului. Και τότε η σύγκριση του ανθρώπου δεν είναι με τους ομοιοπαθείς και με τους ομοιοπαθείς συνανθρώπους του, αλλά με τον ίδιο τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, που μας φανερώνει εκείνον τον άνθρωπο που ο Θεός συνέλαβε προχρόνων αιωνίων στο πνεύμα του για τη δημιουργία του ανθρώπου. Atunci ο όμως δεν σε mai compare cu semenii săi împătimiți, pătimași într-un fel anume, ci se compare cu omul Hristos care, în care se află omul, chipul omului inițial aflat în mintea lui Dumnezeu înainte de veacuri. Γι' αυτό όταν βλέπουμε τη μορφή του Κυρίου Ιησού και αισθανόμαστε την αγαθότητα και την αγάπη του εις τέλος,
când vedem chipul lui Dumnezeu și simțim bunătatea Lui și inima Lui până la capăt, και βλέπουμε επίσης τη δική μας αθλειότητα και αποστασία από τη χάρη Του, τότε είμαστε έτοιμοι να μισήσουμε τον εαυτό μας για να γίνουμε μαθητές Του και να μάθουμε ακριβώς αυτή τη χαρισματική ταπείνωση. Și suntem gata să devenim ucenicii Lui și să învățăm această smerenie charismatică. Όπως λέει ο Άγιος Σιλωανός, που αξιώθηκε να δει το είδος Του και να ακούσει τη φωνή του Χριστού. După cum spune Sfântul Siloan, care s-a învrednicit să vadă fața Domnului și să audă glasul Lui. Η ταπείνωση του Χριστού, λέει, είναι απερίγραπτη. Σμερένεια Λου Χριστός εστε δε νέδεσκρις. Σε καμιά άλλη θρησκεία δεν προβάλλεται η ταπείνωση ως αρετή ή η υπερηφάνεια ως κακία. Nicio altă religie nu se promovează, nu se propovăduiește smerenia ca virtute și mândria ca lucru rău, negativ. Στον χριστιανισμό όμως η ταπείνωση είναι η μεγαλύτερη αρετή. În creștinism, smerenia este cea mai mare virtute. Διότι μπορούμε να, όπως λέμε, ο Θεός αγάπη εστί, μπορούμε να πούμε και ότι ο Θεός ταπείνωσης εστί. După cum spunem că Dumnezeu este iubire, putem să spunem la fel de bine că Dumnezeu este smerenie. Γι' αυτό όσοι άγονται από το Πνεύμα το Άγιο δεν πάβουν να ταπεινώνουν τον εαυτό τους και να πορεύονται προς τα κάτω. De aceea, cei care sunt îndrumați, purtați de Duhul Sfânt, nu încetează să se smerească pe ei și să meargă înspre jos. Για να γνωρίσουν τον Χριστό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής Του. Pentru a-L cunoaște pe Hristos în toate fețele, în toate aspectele vieții sale. Ακόμα και την κατάβασή Του στα καταχθόνια της γης. Chiar și pogorârea Sa în cele de desubt ale Pământului, în iad. Yes. Έτσι, η ταπείνωση είναι, πώς να πούμε, ένα θαύμα του Θεού. Σμερένεια, αν πουτέα σας πούνε, και είστε ο μηνούνε αλλού του Θεού. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές, με μια ταπεινή σκέψη, αμέσως ζωντανεύει η καρδιά μας και γεμίζουμε με έμπνευση και προσευχή. De aceea și noi facem experiența acestui lucru, un simplu gând smerit, ne umple inima și se încălzește inima și ne inspiră, ne luminează și ne predispune la rugăciune. Όπως και με μια υπερήφανη σκέψη μπορεί να ψυγεί η καρδιά μας. După cum un gând mândru poate să împietrească, să înghețe inima în noi. Και επειδή ο Θεός μας έχει ταπεινό πνεύμα, όπως λέγει, μάθετε από εμού ότι πράωσιμοι και ταπεινός στην καρδία. Και όπως ο Χριστός άρε δουχ σμερίτ, καρ νες πούνε, εμβατσάς δε λαμίνε, καρ σεν πλήν σε σμερίτ κου γίνημα. Όλοι οι λόγοι των γραφών είναι η ταπεινή γλώσσα του Θεού. Τουάτε κουβίντελε σκριπτούρι, ρεπρεζίντα λίμπα, λιμπάζουλ, σμερίτ, άλλου ιδού Νεζέου. Και εμείς όταν μελετάμε τους λόγους του Θεού προπαντός το Ευαγγέλιο και την Καινή Διαθήκη, când citim, studiem cuvintele Sfintei Scripturii, în mod special ale Ευαγγέλιου, ale Sfintului Ευαγγέλιου, ale Noului Testament, και προσπαθούμε να μάθουμε τη γλώσσα με την οποία ο Θεός μίλησε σε μας, și încercăm să învățăm limba prin care Dumnezeu ne-a vorbit, τότε μαθαίνουμε με την ίδια γλώσσα να μιλούμε και εμείς στο Θεό. Atunci învățăm și noi să vorbim cu aceeași limbă lui Dumnezeu. Και η προσευχή μας αποκτά φτερά για να υψωθεί στον τόπο της παρουσίας του Θεού. Este cu adevărat άρη ύψα σε ενάλθεια σπέ Δουνεζέου. Συγχωρέστε. Iertare. Mă iertați. Cum știm care este calea și voia lui Dumnezeu pentru noi, momentele importante ale vieții?
πώς γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού σε σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση. Και στον τρεμπάρε φάρτε importante. Θα απαντήσω πολύ απλά, αν και είναι πιο πολύπλοκο και σύνθετο το πράγμα. Voi răspunde simplu, deși lucrul este foarte complicat și complex. Όταν ενεργεί το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει άλλο θέλημα. Când lucrează voia lui Dumnezeu în inima noastră, nu mai există o altă voie acolo. Γνωρίζουμε με όλο μας το είναι ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ființa noastră întreagă cunoaște fără nicio fel de ezitare că aceea este voia lui Dumnezeu. Αυτή είναι η πιο τέλεια πληροφόρηση για το θέλημα του Θεού. Aceasta este cea mai desăvârșită înștiințare în legătură cu voia lui Dumnezeu. Λίγο πιο κάτω από αυτό είναι όταν, mai jos de aceasta, όταν μας απασχολεί ένα θέμα και εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό. Este atunci când ne preocupă o anumită problemă și noi ne rugăm pentru respectiva. Και η προσευχή μας εναρμονίζεται με αυτό τον σκοπό, și rugăciunea noastră se armonizează cu scopul acela, αυτό φαίνεται ότι εκεί κλείνει η ευδοκία του Θεού. Atunci se vede că acolo, către acolo, întinde voia lui Dumnezeu. Αλλά το θέλημα του Θεού χρειάζεται, για να το γνωρίζει ο άνθρωπος με ασφάλεια, χρειάζεται μια προπαίδεια. Dar pentru ca să poată omul cunoaște cu siguranță voia lui Dumnezeu, are nevoie de o pregătire anterioară. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει η μαθητεία στους πνευματικούς πατέρες. De aceea în biserica noastră există ucenicia la părinții duhovnicești. Trebuie să ucenicească oamenii tineri la părinții duhovnicești. Ο Θεός δεν έπλασε αφεντικά και δούλους, αλλά έπλασε πατέρες και γιους. Και οι με τη σειρά τους γίνονται πατέρες. Dumnezeu nu a creat stăpâni și sclavi, ci a creat părinți și fii. Și fiii devin la rândul lor și ei părinți. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη λέει, ερώτησε τους πατέρες σου και θα σου πούνε. Ερώτησε τους πρεσβυτέρους σου και θα σου αναγγείλουν το θέλημά μου, λέει ο Θεός. Και αν Βέκειο Τεσταμέν σε σπούνε, εντράβε πε παρίτζι τέις και σβορ ρασπούντε, εντράβε πε πρεσβύτεροι και σβορ βεστί. Έτσι υπάρχει μια μαθητεία, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια μαθητεία για να αναγνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Εξίστα ουσενιτσία, σαντάρ, να ρεκουνάστε βουέα του Δημνεζέου. Η οποία μαθητεία μετά μας δίνει μια γεύση. Și această ucenicie ne dă un gust, ne dă o arvună. Και από τη γεύση που παίρνουμε, γνωρίζουμε αν αυτό που έρχεται στο νου μας είναι από το Θεό ή από τον εχθρό ή απλώς είναι φυσικό ιδίωμά μας. Și din acest gust putem recunoaște dacă ceea ce este în mintea noastră este de la Dumnezeu, este de la vrăjmaș sau este o reacție firească a noastră, a sinelui nostru. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εξηγεί την διάκριση των λογισμών που έρχονται από το Θεό, που έρχονται από τον εχθρό, ή που έρχονται από την ίδια τη φύση μας. Sfântul Ioan Scăraru explică foarte bine această distinție între gândurile care vin de la Dumnezeu, de la vrăjmași sau de la noi înșine. Αλλά κάτι που είναι πάντοτε ωφέλιμο και προστατευτικό είναι να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός φωτισμό για κάθε πράγμα. Dar ceea ce este foarte sigur și foarte ne protejează foarte mult este să ne rugăm pentru orice lucru să ne lumineze Dumnezeu în legătură cu El. Θα μοιηθούμε στο θέλημα του Θεού με πολλούς τρόπους, με τη μαθητεία που είπαμε, με τη δική μας προσπάθεια, με το δικό μας αγώνα, αλλά και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και των Λόγων των Αγίων Πατέρων μας. Ne vom iniția, vom pătrunde în cunoașterea voii lui Dumnezeu prin mai multe feluri, așa cum vă spuneam, prin ucenicie, prin rugăciune, dar și prin studierea cuvântului lui Dumnezeu.
Nu fătame. Cum se poate reintra în inimă atunci când nu ne este familiar? Dar dacă vedem că fugim de realitatea vieții lăuntrice? Πώς μπορεί κανείς να εισέλθει στην καρδιά, στην ουσία. Και πώς να γίνει αυτό όταν συνήθως φεύγουμε έξω, μακριά από αυτή την... απομακρυνόμαστε. Δεν είναι εύκολο να εισέλθει κανένας στην καρδιά. Nu este deloc ușor să intre cineva în inimă. Και να μπει μάλιστα στη βαθιά καρδιά του. Și mai ales să intre în adâncul inimii sale, în inima sa adâncă. Και εκεί να κάνει μια διπλή ανακάλυψη. Και από όλο σε φάκα ο δεσκοπερίρε δούμπλα. Την ένωση του με το Πνεύμα του Θεού. Ουνίρε σάκου τούχρου του Μεζέου. Και την ένωση του με όλο το γένος των ανθρώπων. Και ουνίρε σάκου το γνάμου λομενέσκ. Κουντρέ γνάμου λομενέσκ. Η ένωση του νου με την καρδιά γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Ουνίρε μίντσι που ήρημα σε βρυσέστε, σε εμπνέστε, νούμαϊ κου χάρου του Μεζέου. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού σκοπεύει αυτό. Și toată lupta noastră pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu are acest scop, dobândirea harului. Οι πατέρες μας δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσευχή της μετάνοιας. Părinții pun foarte mare acces pe rugăciunea de pocăință. Τα δάκρυα της μετάνοιας είναι εκείνα που ανοίγουν την καρδιά του ανθρώπου στη χάρη του Θεού. Λάκρυνε ποκαιίνσε ήσουν τα σέρα χαρε δεσκίτ ίνιμα όμλουι πεντρου χάρου του Μεσέσκα. Γι' αυτό και είναι τα δάκρυα της μετανοίας είναι τόσο πολύτιμα για την απόκτηση της χάριτος του Θεού. De aceea λάκρυνε ποκαιίνσε ήσουν τα τίτε prețioase pentru dobândirea Harului lui Dumnezeu. Αλλά και για την απόκτηση της καρδιάς μας. Dar și pentru dobândirea propriei noastre inimi. Διότι όταν βρούμε την καρδιά μας και μπούμε μέσα μας, τότε είμαστε κύριοι του είναι μας. Deoarece numai atunci când descoperim, aflăm inima noastră și intrăm înăuntru, abia atunci suntem stăpâni ai propriei noastre ființe. Διότι στην καρδιά μας, η καρδιά μας είναι το κέντρο της υποστάσεώς μας. Inima noastră este centrul υποστάσεului nostru. Και εκεί τις στιγμές που η χάρις του Θεού ενεργεί και βλέπουμε αυτή τη θεραπευτική ενότητα όλου του είναι μας μέσα στην καρδιά. Στην κλίπελε εν κάρε χάρου του Μεζέου λουκράζε σι βεδέμε εν ίνιμα νοάστρε εντράγα ουνιτάτε αφήνσε νοάστρε. Τότε κατέχουμε όλο μας το είναι και ελέγχουμε κάθε κίνηση της καρδιάς μας και κάθε νεύμα του νου μας. Ατούν στεπνίμ, ποσεδέμ, întreaga noastră ființă și controlăm mișcarea inimii și mișcarea minții noastre. Orice mișcare a minții. Είναι μεγάλη τραγωδία για μας τους ανθρώπους να ζούμε έξω από την καρδιά μας. Este o foarte mare tragedie noastră oamenilor să trăim în afara inimii noastre. Και είναι η μεγαλύτερη ευλογία είναι να ζούμε μέσα στην καρδιά μας. Cea mai mare binecuvântare este să trăim în lăuntru inimii noastre. Να εργαζόμαστε πάνω στην καρδιά μας με τη μετάνοια. Să lucrăm în inima noastră, asupra inimii noastre, prin intermediul pocăinței. Διότι εκεί θα συναχθεί όλο το είναι μας. Deoarece acolo se va aduna întreaga noastră ființă. Και από εκεί θα στραφεί ολόκληρος ο άνθρωπος στο Θεό. Și de acolo se va întoarce omul întreg către Dumnezeu. Δηλαδή, μόνο όταν κατέχουμε την καρδιά μας, ανεβαίνουμε στο επίπεδο των εντολών του Θεού. Numai atunci când stăpânim, avem, posedăm întreaga inima noastră, ne întoarcem spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Όταν δεν κατέχουμε την καρδιά μας, είμαστε διηρημένοι. Atunci când nu avem inima noastră, suntem împărțiți, suntem sfârșiați. Ένα πράγμα έχουμε στο νου μας, άλλο στην καρδιά μας, άλλο στις αισθήσεις μας. Εν ίνιμα, εν μίντια νοάστρα, άλλο χρουν ίνιμα, άλλο χρουν σύμψουρλε νοάστρα. Και δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις εντολές του Χριστού που λένε, που ζητάνε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά ή τον πλησιό μας με όλο μας το είναι. Νου που τέμψα εμπληνήμ πορούνσλε λουί του Μνεζέου, καρά λεδόμου, καρά νεσέρ σε ιουμπίν πε του Μνεζέου την τότε ίνιμα νοάστρα και πε απρόπερ νόσου καπενού ίνιμα. Γι' αυτό να με συγχωρέσετε που θα πω ακόμα κάτι. Με ερτάς,
că voi adăuga ceva încă. Să știi din zoi, ola ine mateotita. În viața aceasta toate sunt deșertăciuni. To mono pu meni meta po to thanato. Singurul lucru care rămâne după moarte ine iergasia pu kanume pano stin kardia mas. Este lucrarea pe care am făcut-o în inima noastră. Ia na enischisume ti schesi mas me to Hristo. Pentru a întări legătura noastră cu Hristos. Pu yamas ine ionia zoi. Care pentru noi este viața veșnică. Και αρχίζει σε αυτή τη ζωή και τελειοποιείται σε όλους τους αιώνες. Și începe în această viață și se desăvârșește în vecii vecilor. Cum începe lepădarea de sine? Cum începe lepădarea de sine? Πώς αρχίζει κανείς την αυταπάρνηση? Κοιτάξτε, όπως λέει και ο Κύριος, εκείνος που είναι πιστός στο λίγο, θα του δώσει ο Θεός τη χάρη να γίνει πιστός και σε μεγάλα πράγματα. Αυτά που σπούνε Δόμουλ, cel care este în puțin credincios, îi va da Dumnezeu să fie credincios în lucruri mari, în lucruri mari. Και ο Θεός δεν μας πέταξε σε αυτό τον κόσμο και μας άφησε στην τύχη μας. Dumnezeu nu ne-a aruncat în această lume și ne-a lăsat așa în soarta noastră proprie. Αλλά με ρημνάγε μας και μας δίνει και τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε τον μεγαλειώδη σκοπό της υπάρξεως μας. Și ne poartă de grijă și ne dă și mijloacele prin care să împlinim scopul măreț al existenței noastre. Για παράδειγμα, μας αποκάλυψε το Άγιο και Παντοδύναμο όνομά του. De exemplu, ne-a descoperit numele Său Sfânt și Atotputernic. Και εμείς, όταν επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού με προσοχή και με ευλάβεια, σιγά σιγά μαζεύουμε στην καρδιά μας τα ίχνη της παρουσίας Του. Și atunci când chemăm numele Domnului cu atenție și cu evlavie, adunăm în inima noastră urmele prezenței Lui. Και όταν φτάσουν σε ένα πλήρωμα αυτά τα ίχνη της παρουσίας Του, τότε γίνεται το μεγάλο Big Bang. Și atunci când se adună aceste urme ale Lui, în prezenței Lui, noi atunci devine, se întâmplă acel Big Bang. Δηλαδή, ανοίγει η καρδιά μας για να σκηνώσει εκεί ο Κύριος των Κυριευόντων και ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Αντί σε δεσκείδε η ίνιμα νοάστα σε σελεσλουιάς ακόλου δόμου, δόμιλορ και εμπαράτουρ εμπαράτσι. Έτσι έχουμε το όνομα του Χριστού, το οποίο σιγά σιγά μας κατευθύνει σε αυτό το μεγάλο θαύμα. Ας αντάρα δέμ νούμερε του Χριστός, καρε νέ ντρούμα εντσέτ εντσέτ σ' αζούντζε να τσάστα μάρε μινούνε. Ένα άλλο, όπως έχουμε ήδη θίξει στην ομιλία, είναι ο Λόγος του Θεού. Alt mijloc este, așa cum deja am spus în cuvântul nostru, cuvântul în omilia noastră, în conferința noastră, este cuvântul lui Dumnezeu. Με τον λόγο του Κυρίου, λέει η γραφή στην αρχή, όλα τα όντα ήρθαν στο είναι. Prin cuvântul lui Dumnezeu, toate ființele au venit în existență. Totul s-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. O logos του Θεού είναι η δημιουργική του ενέργεια. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Και εμείς όταν πιστεύουμε στο λόγο του και ενστερνιζόμαστε τα προστάγματά του, αρχίζουμε να μαζεύουμε τα ίχνη της δημιουργικής ενέργειάς του. Și atunci când noi credem în cuvântul lui Dumnezeu și îl impropriem, îl facem lăuntric, atunci începem să adunăm, să vedem, să adunăm urmele lucrării sale creatoare, prezenței sale în creație. Για παράδειγμα, εάν ενοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, πλουσίως, από καιρό σε καιρό θα ζωοποιούνται αυτά τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Dacă se lăsluiește cuvântul lui Dumnezeu în lăuntru nostru cu bogăție, atunci prin viață cuvintele acestea ale lui Dumnezeu din Scriptură, de exemplu, în lăuntru nostru.
θα δίνουν φτερά στην προσευχή μας και θα μεταποιούν όλο το είναι μας. Ώστε να δει άριπλα ρουγκετσούνε ή σε βα τρανσφορμά φιέντσα νόαστε ρετζίμε. Και όταν αυξηθεί αυτή η ενέργεια μέσα μας, θα ανακαινιστεί όλη η ύπαρξή μας. Και όταν αυτή η ενέργεια του Μεζεάς και βα κρέστε εν λόγω του νόσου, σε βα νοεί φιέντσα νόαστε ρετζίμε. Έτσι έχουμε το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Κυρίου Ιησού, νούμερε Δόντου Ιησούς, και δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που μας δόθηκε με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε. Nu există alt nume sub cer care ni s-a dat să ne fi dat pentru a ne putea mântui. Έχουμε και το λόγο του. Avem și cuvântul lui. Numele lui și cuvântul lui. Μεγάλα μέσα που μας έδωσε ο Θεός να πραγματοποιήσουμε τον προορισμό μας. Foarte mari pe care ne-a dăruit Dumnezeu să ne împlinim destinația noastră, scopul nostru final. Και μας έδωσε και ένα τρίτο ακόμα πιο δυνατό. Și ne-a dat și un al treilea mijloc, încă și mai puternic. Έχουμε την Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Σφύντα Ευχαριστία, Σφύντα Λειτουργία. Εκεί μας έδωσε ο Θεός το πάν. Ακόλου ne-a dat Dumnezeu totul. Μας έδωσε την δυνατότητα να προσφέρουμε όλη μας τη ζωή στον Θεό. Ne-a dat posibilitatea să oferim viața noastră întreagă lui Dumnezeu. Και να δεχθούμε τη δική του ζωή. Și să primim viața Lui. Κάθε φορά που προσφέρουμε το άρτο και τον ίνον και λέει... Και κάθε δάτε και να δούσεμ οφράντα λου Δουνεζέου πίνα σε βίνουλ. Και λέει ο ιερέας εξ ονόματος του λαού, τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Για λετάλη την αλετάλη, σιά τους εντετουάτε σι πεντουτουάτε. Εκεί μέσα βάζουμε και εμείς όλη μας την πίστη, όλη μας την αγάπη, όλη μας τη ζωή, μέσα σε αυτά τα δώρα που προσφέρει ο ιερέας. Ένας θεζάρουλ που είναι εμψινόη τότε κρεντίνσα νοάστρα, τότε ιδύρα νοάστρα, τότε διάσα νοάστρα. Και ο Θεός που είναι πιστός στη Διαθήκη Του με τον λαό Του. Și Dumnezeu care este credincios făgăduinței Lui, testamentului pe care l-a făcut cu poporul său. Αρνήσα στεγάρε αυτόν ουδύνατε. Nu poate să se lepede de sine, nu este posibil. Κάνει και αυτός το ίδιο, βάζει την δική του ζωή μέσα στον άρτο και τον ίνο. Face și el același lucru, pune ființa sa întreagă în vin, δηλαδή, în pâine și în vin. Το πνεύμα του Άγιον τα μεταποιεί σε σώμα του και αίμα του. Duhul Sfânt le transformă în trupul și sângele Domnului. Και ο ιερέας τώρα εξ ονόματος του Θεού τα επιστρέφει στον λαό, λέγοντας τα Άγια της Αγίας. Πρέωτουρ νούμερε Δόμνουλη εντουάρσε ποπόρλου εισπονάν σφίντελε σφίντσιλορ. Έτσι, μέσα στη λειτουργία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγή της μικρής μας φθαρτής ζωής με την αφθαρτή και άπειρη ζωή του Θεού. Astfel, în liturghie avem posibilitatea să facem schimb, să dăm viața noastră stricăcioasă, să primim viața nestricăcioasă și veșnică a lui Dumnezeu. Και όλα που ψάλλει η Εκκλησία μέσα στη λειτουργία δεν είναι απλώς ποίηση. Și tot ceea ce cântă biserica în liturghie nu este numai imn, poezie simplu. Είναι η έκφραση της ζωής της. Și este expresia vieții sale. Και αυτό που ψάλλει μετά την Θεία Μετάληψη είναι ο θρίαμβος της νίκης των μελών της Εκκλησίας. Și ceea ce cântă după Sfânta Împărτășanie este biruința mădular membrilor bisericii. Όταν ο λαός κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο ιερέας ευλογεί τον λαόν του Θεού και λέγει «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ο πόρος εμπαρτασέσαι, του πεσέσαι εμπαρτασέσαι, που πρέωτουρ σπούνε «Μουντουέσαι, Δόμε, ποπόρου Θεού, σου πίνε κουβιντιάζα μου στην Ινατά». Και προσέξτε τι ψάλλουμε τότε. Și luați aminte ce cântăm imediat după aceea. Είδομεν το φως το αληθινόν. Am văzut lumina și adevărată. Am primit Duhul cel ceresc. Εύρωμεν πίστην αληθήν. Am luat credința cea adevărată. Am αφλάτ credința cea adevărată. Τριάδα διέρετον προσκυνούντες, αυτοί γάρι μας έσωσε. Σύντε τριήμ νεδεσπαρσίτε εγκυνάντουνε, κα αυτά ne-a mântuit pe noi. Όπως από την αρχή της Ιεράς Ιστορίας, όταν οι Άγιοι του Θεού αξιώνονταν να υπερβούν
το κατόφλι αυτής της ζωής και να μπουν στην αιώνια παρουσία του Θεού. Αφού întreaga istoria sfântă Sfinților Dumnezeu au reușit să depășească pragul acestei vieți și să pătrundă în lumea lui Dumnezeu. Όταν επέστρεφαν από αυτή τη ζωντανή συνάντηση με το Θεό, έψαλαν επί νίκιον οδύν, άσμα στον Θεό. Cântau cântare de biruință, cântare Domnului. Έτσι και εμείς μέσα στη λειτουργία, la fel și noi în liturghie, που γινόμαστε μέτοχοι της άφθαρτης ζωής του Θεού, când devenim părtași ai vieții nesticăcioase a lui Dumnezeu, ψάλλουμε επί νίκιον ύμνων. Cântăm ύμν de biruință. Έτσι η λειτουργία είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μας έδωσε ο Θεός. Liturghia, Sfânta Liturghie este cel mai mare, cea mai mare binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Mesa στην οποία μπορούμε να κάνουμε την ανταλλαγή της μικρής και φθαρτής ζωής μας. Pentru că în ea putem face acest schimb al vieții noastre mici și stricăcioase. Με την άφθαρτη και άπειρη ζωή του Θεού. Cu viața nestricăcioasă și nemărginită a lui Dumnezeu. Και είναι πολλά που μπορούμε να πούμε. Πώς εισερχόμαστε στην κοινωνία όλων των Αγίων. Și sunt multe lucruri pe care le putem spune dacă venim și ne împărτășim de viața Sfinților. Μέσα στη λειτουργία ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα χαρίσματα όλων των Αγίων. În liturghie mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile ale tuturor Sfinților. Και όλα εκείνα για τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό μέσα στη λειτουργία γίνονται δικά μας για όλη την αιωνιότητα. Și toate lucrurile pentru care mulțumim lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie devin ale noastre pentru veșnicie. Γι' αυτό, μέσα σε αυτό τον παροξισμό της ευχαριστίας, στο τέλος κράζουμε εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. De aceea, în acest paroxism al biruinței, să spun așa, strigăm și al mărturiei darurilor tuturor Sfinților, mai ales strigăm, mai ales pentru Preasfânta, Preacurata, etc. Χρειαζόμαστε, για να μπούμε σε αυτή την θεσπέσια κοινωνία των χαρισμάτων των Αγίων, χρειάζεται να εργαστούμε και εμείς ένα μικρό χάρισμα. Θα σε πατρούνται με αυτή σούμα δάρουλων τούτουρων σφίντσιλων, πρέπει να λουκρέψουμε ένα μικρό δάρ. Δεν μπορούμε να είμαστε μέλη του δοξασμένου σώματος του Χριστού χωρίς να έχουμε ένα μικρό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Nu putem să fim dulare ale trupului slăvit ale Domnului Hristos fără să avem un mic dar al Sfântului Duh. Και το βασικό χάρισμα για όλους μας είναι το χάρισμα της μετάνοιας. Χάρισμα fundamental, darul fundamental al nostru al tuturor este cel al pocăinței. Γι' αυτό πριν να κοινωνήσουμε διαβάζουμε αυτές τις θαυμάσιες προσευχές της Εκκλησίας για τη Θεία Μετάληψη που εμπνέουν σε μας το χάρισμα της μετανοίας. De aceea, înainte de a ne împărtăși, citim aceste minunate rugăciuni dinaintea Sfintei Împărtășanii care ne inspiră spre pocăință. Μας προδιαθέτουν να προσεγγίσουμε τον Θεό μας με πνεύμα ταπεινώσεως και συντριβής. Ne predispun ca să întâmpinăm pe Domnul cu Duhul smereniei și al străpungerii. Και ο Θεός μας που είναι Θεός ελέους και πάσης παρακλήσεως, και Δουμνεζέουλ νόσου, καρ Δουμνεζέουλ μίλεοι και αλ τόατα μγκιέρα, μόλις δει άνθρωπο να τον προσεγγίζει με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό, συνδέεται μαζί του. Numai ce vede pe cineva că se apropie de el cu inimă străpunsă și cu duh smerit, se unește cu el. Γιατί αυτός είναι αγαθός και δεν ήρθε για αυτούς που είναι καλώς έχοντες, αλλά ήρθε για αυτούς που είναι άρρωστοι για να τους θεραπεύσει. Γιατί, pentru că el a venit, nu pentru cei care sunt bine, ci pentru care sunt bolnavi pentru a-i vindeca. Βλέπετε πόσο μεγαλειώδη προορισμό, πόσο μεγαλειώδη σχέδιο, μεγαλειώδες σχέδιο έχει ο Θεός για μας μέσα στην Εκκλησία. Ce plan măreț are Dumnezeu cu noi în biserică, ce destinație măreață, ce scop măreț. Sorry. Ne putem da seama că suntem potriviți pentru mănăstire. Πώς μπορεί κανείς να καταλάβει ότι είναι κατάλληλος για το μοναστήρι, για το μοναχισμό.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα σας πω ένα περιστατικό. Στην Πετρούπολη, στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, τρεις φοιτητές της θεολογίας πήγανε να δούνε ένα στάρετς. În Sankt Petersburg, trei teologi, studenți la teologie, s-au dus să vadă un stareț. O stareț ήταν σκημένος και προσευχόταν, δεν έδωσε πολύ σημασία. Starețul era plecat, se ruga și nu le-a dat, prea mare importanță. Ο ένας από αυτούς τους τρεις σεμιναρίστες λέει στον γέροντα, «Γέροντα, μας συμβουλεύετε να γίνουμε μοναχοί?» Unul dintre cei trei a spus părintului, «Părinte, ne îndemnați, ne sfătuiți să devenim monahi?» Αυτός χωρίς να τους κοιτάξει λέει, «Όχι, δεν σας συμβουλεύω». Acela fără să-i privească, le-a spus, «Nu, nu vă sfătuiesc». Γιατί, στάρες, μήπως εσείς μετανιώσατε που γίνατε μοναχός? De ce, părinte, στάρες, cumva v-a părut rău că v-ați făcut monah, vă pare rău că v-ați făcut monah? Λέει, όχι, δεν μετάνιωσα, είμαι πολύ ευγνώμος στον Θεό που μου δώσε τη χάρη του μοναχισμού. Nu, nu-mi pare rău, sunt foarte profund recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat acest dar al monahismului. Γιατί, λοιπόν, δεν μας συμβουλεύετε να γίνουμε μοναχοί? De ce însă nu ne sfătuiți pe noi să devenim monahi? Γιατί, λέει ο στάρετς, αν είχατε πραγματική κλίση, δεν θα μπορούσαν να σας διώξουν από το μοναστήρι. Deoarece dacă ați fi avut chemare adevărată, n-ar fi putut să vă alunge de la mănăstire, nimeni. Simnum. Ce reprezenta pentru Părintele Sofronie vederea luminii necreate? Că după terea Sofronie, rotane, gea tempira, te ama, tu orase os, tu actis, tu fotos. Τι να σας πω, εγώ φοβάμαι να μην χαλάσω, το οικοδόμημα του γέροντα. Εγώ έξα να στρίκ εδιφίτσου πατρίνουλοι, παρήντελοι στάρις, σοφρόνια. Ο Θεός μου δώσε ένα μεγάλο πατέρα, αλλά εγώ είμαι ένας ευτελής Υιός. Dumnezeu mi-a dat un părinte mare, eu însă sunt un neputincios fiu. Περιγράφει τόσα πολλά στο βιβλίο του «Ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Κάθε αυτά που βεδιά πε Δουνεζέου πρεκούμ γέστε, δεσκρίε φάρτε μου, λέγατουρο που αξιάστε. Εκεί μπορεί να βρει, εκεί ο γέροντας εκμυστηριεύεται τη ζωή του σε όλους. Ακόλο, εν κάρτε αυτά, Παρίντελε, δεσκόπερε τάινελε βιέτσι σάλε κατρε τότε λούμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δει το φως του προσώπου του Χριστού έστω και μια φορά. Dar oamenii care au văzut lumina feței lui Hristos fie și numai o singură dată, δεν είναι πια άνθρωποι της γης. Nu mai sunt oameni pământești, oameni de pe pământ. Είναι αυτό που ψάλλουμε στα τροπάρια των Αγίων μας. Ουράνοι άνθρωποι και πήγοι άγγελοι. Sunt ceea ce cântăm în τροπάρια noastre, oameni cerești și îngeri pământești. Και το ότι είχαν εμπειρία της δόξης του προσώπου του Χριστού φαίνεται σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. Faptul că au făcut experiența slavei lui Hristos se vede în toate aspectele vieții lor. Στη δομή της σκέψεως τους, în structura propriei lor gândiri, στην ταπεινή συμπεριφορά τους, în comportamentul lor smerit, και στον παρακλητικό λόγο που μεταδίδουν στους αδερφούς τους. Στην κουβέντα λόρ φάρτε πουτέρι μγγιετόρ πεκάρι μγγιετόρ πεκάρι τρασμίτ φράτσι λόρ λόρ. Η Εκκλησία μας έχει αλάθητα κριτήρια να ελέγξει αν πράγματι κάποιος είχε αληθινή εμπειρία θεοποίησης ή όχι. Η Biserica noastră are criterii infailibile pentru a verifica dacă cineva a avut o experiență autentică a vederii luminii Dumnezeiești sau nu. Διότι πάντοτε μέσα στους κόλπους της υπάρχουν εκείνα τα πολύτιμα μέλη που γνωρίζουν την οδό του Χριστού από το Α μέχρι το Ω. Deoarece în lăuntrul bisericii există acele mădulare foarte prețioase care au cunoscut slava lui Dumnezeu și de la cunosc pe Dumnezeu, parcă am înțeles, de la Alfa și de la Alfa la Omega, de la început până la sfârșit. Mia mera, două săptămâni spre do thanato to gerontas, mulei
Έχει τελειώσει εκεί η κρύπτη, εκεί που θα ταφώ. Într-o zi, cu două săptămâni înainte de moartea dânsului, părintele mi-a spus, s-a terminat cripta mea. Tu leu, Gheronda, acum două săptămâni. Și i-am spus, părinte, zice, încă două săptămâni. Mule, ia mena, e foarte dificil să perimenu esto che mia ora. Pentru mine, mi-a spus, zice, e foarte greu să mai aștept fie și numai o singură oră. Ola ta ipa sto Theo, prepi na figo. Toate le-am spus lui Dumnezeu, trebuie să plec. Εκείνη την ώρα αισθάνθηκα μεγάλη ντροπή, διότι αισθάνθηκα ότι εγώ ακόμα δεν μίλησα στο Θεό. În clipa aceea am simțit o foarte mare rușine pentru că am înțeles că eu încă nu vorbisem lui Dumnezeu. Există diferența între mântuirea în viața de familie și cea în mănăstire? Unii duhovnici monah susțin că a urmat calea monahală ar fi superior. Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην οδό σωτηρίας, μέσα στην οικογένεια και μέσα στο μοναχισμό. Υπάρχουν, λέει, πνευματικοί που λένε ότι η οδός του μοναχισμού είναι ανώτερη. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Νομίζω ο Θεός έκανε την ίδια τιμή σε όλους μας. Πρέπει να του Μεζέου ασύασύνστε του τουρόρ. Σε όλους μας έχει δώσει τις ίδιες εντολές. Λατός να δάτα ασύρας πορούντς. Απλώς η ζωή σε ένα μοναστήρι είναι τέτοια που βοηθάει να εκπληρώσουμε αυτές τις εντολές. Simplu, numai diferența este că în mănăstire viața este de așa natură că ne ajută mai mult să împlinim poruncile Domnului. Διότι μέσα σε ένα μοναστήρι όλα γίνονται στο όνομα του Θεού και είναι οργανωμένα γύρω από τη λειτουργία. Pentru că în mănăstire toate se fac în numele Domnului și toată viața este organizată în jurul Sfintei Liturghii. Στον κόσμο είναι πιο δύσκολο. În lume este mai greu. Αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι που παίρνουν χάρη από το Θεό που είναι δυνατοί και μπορούν να εκπληρώσουν τον ίδιο προορισμό ακόμα και μέσα στον κόσμο. Dar există oameni care primesc putere și lumină de la Dumnezeu și împlinesc poruncile la fel și în lume. Οι εντολές του Χριστού έχουν απόλυτη αξία. Porunțile Domnului au valoare absolută. Και μπορούν να εργαστούν την τελειότητα του ανθρώπου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πώς λουκρά δεσευρυσίρα όμπλου εν όρτσε κοντίτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, ο ένας ήταν στρατιώτης, ο άλλος έμπορας, ο άλλος μοναχός, ο άλλος listis, valus. De aceea vedem în viețile sfinților că unul era general, altul era negustor, altul era monah, altul era tâlhar. Αλλά όντως η χάρη του Θεού είναι ποικίλη, όπως λέει ο Απόστολος. Și harul Dumnezeu este felurit, este... Αλλά αφού είπα ταπεινά την γνώμη μου και ετοίμησα και τους λαϊκούς και τους μοναχούς, τώρα μπορώ να θυμίσω όμως και τον λόγο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Dar după ce am încercat să cinstesc în egală măsură, smerit și pe monac și pe miren, voi spune acum cuvântul Sfântului Ioan Scăraru, un cuvânt al Sfântului Ioan Scăraru. Fos monachis, angeli, fos de cosmichis, monachi. Stai. Mi-a fără acum. Φως μοναχή. Φως για τους μοναχούς ναι, είναι οι άγγελοι ναι. Και φως για τους κοσμικούς είναι μοναχοί. Lumina pentru călugări sunt îngerii, iar lumina pentru mireni sunt călugări. Συγχωρέστε με, ο Άγιος Ιωάννης το λέει. N-am spus-o eu, Sfântul Ιωάννης Καράβο. Τον οποίον τιμούμε και αφιερώνουμε μια Κυριακή μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Pe care îl cinstim foarte mult, cum știți, îi consacrăm o duminică în postul mare. Μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Chiar după Duminica Crucii. Για να δείξουμε ότι ο καρπός της σταυρικής ζωής είναι η οσιακή ζωή. Ca să arătăm că rodul vieții crucificate, răstignite, este viața cuvioasă, monahală. Cum ne putem împlini vocația ca oameni atunci când simțim că nu ne ridicăm la nivelul chemării de creștini, de om și nu îndeplinim ce ar fi așteptat Domnul când ne-a creat? Πώς θα πληρώσουμε, θα εκπληρώσουμε, θα ανθοποδώσουμε στην κλίση μας ως άνθρωποι όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τα χριστιανικά μας και αυτά που περιμένει ο Κύριος από μας.
νομίζω ο Θεός δεν περιμένει περισσότερο από εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Dumnezeu nu așteaptă mai mult de la noi decât ceea ce putem face. Αλλά πρέπει να φυλάξουμε ταπεινή συνείδηση της αχριότητάς μας. Trebuie însă să ne păstrăm o conștiință zmerită a netrebniciei noastre. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή του Ευαγγελίου? Știți care este cea mai mare porunca Evangheliei? Μερικοί θα μου πείτε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Δεν βες ρεσπούντε, σε υπέσ πε Δόμουν Δουμεζέου Τόου, την τόρτα ίνιμα τά. Άλλοι θα μου πείτε, γίνεστε τέλειο όπως ο Πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν εν της ουρανίας. Είστε πορούγκα σε φύς δε σε βρυσίς πεκουμ τάτελ βόσου και ο τσερές δε σε βρυσίτ είστε. Και πολλά άλλα. Αλλά η μεγαλύτερη εντολή είναι ο λόγος του Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που λέει. Porunca este cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca care spune: Όταν κάνετε όλα που σας έχω διατάξει, atunci când veți împlini tot ceea ce v-am poruncit, τότε να πείτε στον εαυτό σας, atunci să spuneți, să vă spuneți, είμαστε αχρίοι δούλοι και κάναμε αυτό που ήταν καθήκον μας να κάνουμε. Σλούζνε τρέρνιτσε, n-am făcut decât ceea ce eram dator să facem. Και οι πατέρες της ερήμου, αυτοί οι ουράνιοι άνθρωποι, έλεγαν Părinții pustiului, acești oameni cerești, spuneau «Κάνε ό,τι μπορείς και άφησε το υπόλοιπο στο Θεό». Φα ce poți și lasă restul ce rămâne lui Dumnezeu. Δηλαδή, κάνε ό,τι μπορείς και με εμπιστοσύνη και ταπείνωση άφησε στο Θεό να αναπληρώσει εκείνο που σου λείπει. Φα ceea ce poți tu și după aceea cu credere și cu smerenie să lași lui Dumnezeu ceea ce nu poți face tu, ceea ce îți lipsește. Αυτό φέρνει ειρήνη στην ψυχή. Lucrul acesta aduce pace και, în suflet. Και ταπείνωση. Și smerenie. Και ο Θεός κάνει το έργο της σωτηρίας. Și Dumnezeu va împlini, va săvârși lucrarea mântuirii. Când se întâmplă ceva în viața mea cu care nu sunt de acord, cum aș putea să fac să-mi păstrez liniștea? Όταν συμβαίνει μέσα στην ζωή μου κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, πώς θα μπορέσω να κρατήσω την ειρήνη μου, την ησυχία μου, την καλήνη μου. Είναι, νομίζω ότι όπως με όλου, όταν ο εχθρός μας πολεμά, când vrăjmașul ne luptă, ne războiește. Και τον βλέπουμε κατά πρόσωπο να στρέφεται με μίσος και οργή εναντίον μας. Îl vedem față în față cum se îndreaptă cu mânie asupra noastră. Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε σωστά είναι να πούμε μέσα μας αυτά τα λόγια του ψαλμού. O singura modalitate de a-l întâmpina așa cum trebuie este să spunem înăuntru nostru cuvintele psalmului. Kyrie, dia tus logus ton hileon su ego efilaxa odus kliras. Doamne, pentru cuvintele buzii tale eu am păstrat căile aspre. În ce măsură primirea prin hirotonia preoției sacramentale este dependentă de lucrarea întru sine a preoției împărătești. Se più metro i erosini messa prin hirotonia exartate apo tin ectelesi tin tis vasilikis erosinis. Η βασιλική ιεροσύνη είναι εκείνη που καταξιώνει ακόμα και τη θεσμική ιεροσύνη που παίρνουμε με τη χειροτονία. Preoția împărătească este aceea care face pe cineva vrednic de împărăția, de preoția prin hirotonie, cum spune, sacramentală. Είναι η εσωτερική της δύναμη που πληροφορεί την διακονία αυτή. E preoția aceasta împărătească este puterea lăuntrică care se înștiințează spre această preoție sacramentală. Όπως και στη ζωή του κάθε χριστιανού. Așa cum se întâmplă în viața fiecărui creștin.
Δεν είναι πράγματα που αντιτίθενται. Non sono lucruri contrari ce le due. Αλλά η βασιλική ιεροσύνη είναι το χάρισμα που έχουμε από το Θεό με τη μετάνοια. Preoția împărătească este darul pe care îl avem de la Dumnezeu prin pocăința noastră. Και αυτό είναι που λαμπρύνει και τη θεσμική ιεροσύνη και την χριστιανική ζωή γενικά. Και αυτή η χάρη είναι ce care dă strălucire și preoției sacramentale, dar și vieții creștine în general. În textul citit, ați precizat că Sfinții Mucenici au primit moartea prin pronia dumnezească și nu prin voia lor. Unde este atunci libertatea? Στο κείμενο σας είπατε ότι οι μάρτυρες δέχτηκαν το θάνατο με το θέλημα του Θεού, επειδή το ήθελε ο Θεός, όχι το ήθελαν οι ίδιοι. Πού είναι η ελευθερία τους? Σωστά μετέφρασα? Μα η ελευθερία, η αληθινή ελευθερία, δεν είναι να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέγουμε το α ή το β. Αντιβαράτα libertate nu este a avea posibilitatea să alegem o variantă sau alta. Η αληθινή ελευθερία είναι να έχουμε προσδιοριστεί, καθοριστεί για το Θεό με έναν τρόπο, με ένα τρόπο απόλυτο, ούτως ώστε να μην γυρνά ο νους μας ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή να έχουμε διαλέξει οριστικά τον Θεό και για πάντα. Αδεβεράτα η libertate este să fie ales definitiv și pentru totdeauna pe Dumnezeu, nu să balansăm într-o parte sau alta. Γι' αυτό και ο προφήτης όταν μιλάει για τον Χριστό που θα έρθει στον κόσμο και προορόκουρ, când vorbește despre Hristos care va veni în lume, και θα γίνει άνθρωπος și se va face om, λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός Ιησούς, από βρέφος, acest om, Ιησούς Χριστός, de prunc, deja, θα είναι καθορισμένος, προσδιορισμένος για το θέλημα του Θεού πριν να γνωρίζει ακόμα να διακρίνει τη δεξιά του από την αριστερά του. Va fi dăruit cu totul voi lui Dumnezeu înainte de a ști să distingă între dreapta și stânga sa. Έτσι και αυτοί που πηγαίνουν στο μαρτύριο δεν διαλέγουν. Cei care merg la martiriu, la martiraj, nu aleg ei lucrul ăsta. Αλλά το θεωρούν μεγάλη τιμή να αποδώσουν αυτή τη λατρεία στο Θεό. Dar consideră că este o foarte mare cinstire să aducă această închinare lui Dumnezeu. Όπως ο Απόστολος Παύλος, așa cum sunt ο Apostolul Pavel, οι χριστιανοί στην Κεσάρια προσπαθούσαν να το σταματήσουν να ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Când creștinii din Cezarea încercau să-l oprească să meargă la Ierusalim, διότι εκεί θα το συναλάμβαναν και θα τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, deoarece acolo erau pregătiți să-l prindă, să-l ucidă, αυτός τίμωσε με τους χριστιανούς γύρω τους και s-a mâniat la adresa creștinilor care au prins și spuneau asta. Τι κάνετε, αδερφοί μου? Εγώ, ce face, spune, εγώ δεν θεωρώ την ψυχή μου να έχει καμιά αξία, αλλά είμαι έτοιμος να πεθάνω για το όνομα eu του Ιησού. Εγώ consider că sufletul meu n-are nicio valoare, sunt pregătit să mor pentru numele lui Hristos. Ca mireni, cum putem să ținem mintea în iad și să nu deznădăjduim ca să ne mântuim? Ως λαϊκοί πώς μπορούμε να κρατήσουμε το νου μας στον Άδη και να μην απελπισόμαστε. Σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ως εξής. La într-un nivel foarte scăzut în felul următor. Αν δεχόμαστε την πρόνοια του Θεού όπως φανερώνεται στην καθημερινή μας ζωή. Dacă primim πρόνοια του Δουνεζέου, așa cum se arată ea în viața noastră de zi cu zi, ευλογώντας και ευχαριστώντας το Θεό, dând slavă lui Dumnezeu și binecuvântând pe Dumnezeu, εκπληρώνουμε αυτό το λόγο που είπε ο Άγιος Σιλοανός, împlinim acest cuvânt pe care l-a spus Sfântul Siloan, κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Διότι στην καθημερινότητα πολλές φορές απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας. Deoarece în viața noastră de zi cu zi, în cotidian, lipsește Dumnezeu din viața noastră. Και όταν απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας, άδεις άδεις ο οίκος μας. Când lipsește Dumnezeu din viața noastră, casa noastră este iad.
εάν και τότε ευλογούμε τον Θεό, τότε είμαστε, δεχόμαστε, ασπαζόμαστε την πρόνοιά Του. Și dacă atunci, în aceste condiții ale absenței lui Dumnezeu, dăm slavă lui Dumnezeu și îl binecuvântăm, atunci și recunoaștem prunia Lui, atunci ne așezăm în acest cuvânt al Sfântului Siloar. Ce atitudine avea Părintele Sofronie față de ideologia marxistă sau față de cea protestantă? Ce legătură are cea protestantă cu cea marxistă? Τι στάση είχε ο γεροντάς ο πατήρ Σοφρόνιος απέναντι στην μαρξιστική ιδεολογία αλλά και στην προτεσταντική, λέει. Κοιτάξτε, ο γέροντας δεν ασχολείται με αντιπαράθεση με ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Părintele nu se ocupa de oamenii din afara bisericii și nici de reacții la diferite. Ο γέροντας είχε προπαντός μια μορφή θετικής ασκήσεως στη ζωή του. Părintele avea o formă pozitivă de nevoință în viața lui. Για παράδειγμα, de exemplu, μου έλεγε, îmi spunea, εάν κατορθώσουμε να εκφράσουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας στις μέρες μας όσον αφορά το πρόσωπο του ανθρώπου. Dacă reușim să exprimăm tradiția bisericii noastre în zilele noastre în ceea ce privește persoana umană, θα φανεί η μοναδικότητα της αλήθειας της παραδόσεως μας. Se va arăta unicitatea lumii, se va arăta unicitatea tradiției noastre în lume. Δηλαδή, ο γέροντας δεν θεωρούσε καν ότι αξίζει τον κόπο να έρθει σε αντιπαράθεση με αυτές τις σέκτες. Părintele Sofronie nu considera că e să dea importanță a intra în dialog și în dezbateri cu sectele, de exemplu. Αλλά να εκφράσει τη ζωή, την εσωτερική ζωή της παραδόσεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Dar era preocupat să exprime în biserică miezul tradiției noastre creștinești. Εάν κάνουμε αυτό, μόνο του αυτό μαρτυρεί τη μοναδικότητα της δικής μας παραδόσεως. Dacă facem acest lucru, acesta de la sine dă mărturie pentru unicitatea tradiției noastre și credinței noastre. Και να σας πω, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αυτό στον ευαγγελισμό των ανθρώπων παρά το άλλο. Și este mult mai eficient acest mod de a evangeliza, de a aduce pe oameni la Evanghelie, decât celălalt, al disputei, al polemicii. Cum puteți să ne explicați tăcerea de gând de care vorbește Părintele Sofronie? Tăcerea de gând? O zborite na mas ermineșe, de prin siorbitul logismutul, discepsios, de-a tu opio milai o patier Sofronios. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό. Non c'è legnicio ne sden successa. Η ερώτηση αυτή δεν ξέρω πώς είναι. La silence de la pensée. La silence de la pensée. Păi așa zis, tăcerea gândului nu recunoaște ca fiind o expresie. Δεν ξέρω, αλλά θα σας spun κάτι που μπορώ εγώ να καταλάβω αυτό. Însă încerc să vă spun ceva. Όταν ο άνθρωπος ζει παραδομένος στο πνευματικό πένθος μπροστά στο Θεό, când omul trăiește predat fiind plânsului duhovnicesc, jelirii duhovnicești, tânguirii duhovnicești în fața lui Dumnezeu, tot καταλαγιάζει και ειρηνεύει όλο το είναι του. Atunci toată ființa lui se împacă, se liniștește, se află pacea. Και χωρίς καμιά ένταση ή προσπάθεια η προσευχή ρέει μέσα στον άνθρωπο. Și fără niciun fel de tensiune, și fără niciun fel de efort, rugăciunea curge înăuntru omului. Γι' αυτό και ο Άγιος είναι Ρώσος Άγιος του προπερασμένου αιώνα, ήταν και επίσκοπος Άγιος, όχι ο Μπραντσανίνος, όχι ο Μπραντσανίνος, ο Θεοφάνης, ο Έγκλειστος, ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος συμβουλεύει σε μια επιστολή του
μια μοναχή και της λέει. Σε ο Φαν, ζευωρύτουλ, σφατουέστε ο καλουγκαρίτσα, ο μοναχία. Λέει στη μοναχή αυτή. Σπουνάντουι. Αφού κλάψεις μέχρι τέλους, τότε κάθισε πάνω σε ένα σκαμνί και επικαλέσου το όνομα του Χριστού. După ce plângi până la capăt, stai pe un scaunel și cheamă numele Domnului. Διότι το πένθος έχει αυτή την ιδιότητα να ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε αλότρια σκέψη. Plânsul acesta duhovnicesc are această capacitate să-l îndepărteze, să îndepărteze de la om toată, tot gândul străin, tot... Και οι άνθρωποι που έχουν το χάρισμα της μετανοίας και ζουν συνέχεια με το πνευματικό πένθος, ζουν αυτή την πνευματική ησυχία. Οι άνθρωποι που έχουν αυτό το δάρο της τυγκουίρης του γονιτσές και της ποκαίνσης, έχουν και αυτό το δάρο στην κονσεκίνση της ρουγκαιούνης και της ησυχίας, της λινιστήρης. Γι' αυτό και ο Γέροντας Σοφρόνιος δεν μας ενεθάρρυνε να χρησιμοποιούμε ασκητικές μεθόδους που υπάρχουν. Είναι σοφρόνια, νούνε εγκουραζά σε φολωσί μεθόδε ασκητικέ σπεσιάλε. Για παράδειγμα, τη συστολή της αναπνοής ή τέτοια. Κοντρόλου που ρεσπιράσεις. Αλλά μας ενεθάρρυνε να παραδιδόμαστε στο πνευματικό πένθος και αυτό θα μας διδάξει καλύτερα την προσευχή από κάθε μέθοδο. Ναι, predăm tânguirii duhovnicești, plânsului duhovnicești și acela urma să ne conducă la metodele acestea ale rugăciunii. Plânsul în sine. Ne cerem iertare, din păcate timpul nu ne permite să citim toate întrebările. Perioșame, domn pronomas. În cele ce urmează, o să rog pe Părintele Constantin Coman să ne spună câteva cuvinte despre Cartea Veșnicul astăzi. Eu sunt foarte fericit că în seara aceasta n-am vorbit nimic de la mine până acum, ci am vorbit numai vorbele Părintelui Zaharia și ale celorlalți. Este un foarte mare dar. Acum voi spune ceva, câteva cuvinte de la mine. Sunt foarte bucuros să fi însoțit pe Părintele Zaharia aceste două zile. A fost un foarte mare dar pentru mine și pentru casa mea, pentru familia mea, nesperat. Ne-am întâlnit în vară la un congres în Creta și atunci am avut câteva ore de dezbatere, de discuție cu dânsul și după aceea ne-a făgăduit această prezență. Înainte de asta însă, editura bizantină, mica editura familiei noastre, a primit un nesperat dar, și anume de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezător din Exec, să publicăm în limba română o traducere a uneia din cărțile, ultimele cărți ale Părintelui Zaharia. Care este aceasta? Intitulată Veșnicul astăzi, cu titlul Călătorind împreună cu Biserica în lumina praznicelor. Sunt foarte scurte gânduri ale Părintelui, unele dintre ele transmise ca urări la sărbătorile respective, făcute cu prilejul duminicilor din Triod până la Duminica tuturor Sfinților după pogorârea Sfântului Duh. Sigur, cu mici introduceri, dar orice cuvânt ați văzut orice cuvânt al Părintelui care transmite și exprimă în egală măsură și recapitulează tradiția Părintelui Sofronia, Părintelui Sfântului Siloan, sunt cuvinte atât de pline și de puternice și lucrătoare. A fost un dar nesperat pentru că n-am făcut nimic special, n-am avut nicio intervenție, n-am cerut și am îndrăznit să cred în felul acesta și cu o carte despre Părintele Sofronie, pe care am publicat-o puțin mai înainte, despre arta sau pictura Părintelui, înaintarea Părintelui. A fost așa un răspuns
al cinstirii, al dragostei și al evlaviei pe care o aveam eu, de exemplu, de ani de zile către Părintele Sofronie, Curiosul și Luan și către Părintele Zaharia, Părintele Chiril, Părintele Rafael, Părintele Melchisedec, din obștea respectivă. Am și spus aici în prefață cuvântul acesta, îndrăznesc să cred că acest gest, și am învățat și eu de la dâns și foarte mult să căutăm în zona asta a relației și a răspunsului, a dialogului de dragoste între oameni, să căutăm miezul lucrurilor. Și am învățat și eu lucrul ăsta și tare îmi place să cred că părinții au răspuns la dragostea mică și puțină pe care o aveam, dar constantă față de dânsii. De 20 ceva de ani, de când l-am văzut pe Părintele Sofronie, îi pomenesc la liturghie de fiecare dată. Pentru acest mic lucru mi-au arătat un semn. Mi-au răspuns! Și asta mă, și pe mine și familia mea, o foarte mare și deosebită cinstire. Și am intrat în acest dialog atât de frumos, atât de frumos. Din păcate, cu pași mici. Cred că, de asemenea, un răspuns, nu spun ca să pun în evidență vreun fel strădania mea sau nu știu ce, vreau să exprim înțelesurile acestea, să îndrăznim și noi, românii, care suntem mai necurajoși în zona asta, să îndrăznim să ne așezăm în astfel de dialoguri personale, de dragoste, cu oameni duhovnicești și cu Dumnezeu însuși. În teologia mea, în ultimii ani, cel puțin, studiile biblice, cum știți că mă ocup, am avut foarte aproape pe Părintele Sofronie și pe Cuviosul și Loan. Foarte aproape. Și cred că și pentru asta mi-au răspuns Sfinții. Nu rămân datori de niciun fel. Un foarte mare dar, așadar, această carte care exprimă în esență ceea ce ne-a spus Părintele astăzi. Adevărul acesta pe care, din păcate, nu-l avem în centru atenției noastre, că totul este în inimă. Nici nu ne ducem spre acolo. Suntem încă, eu cel puțin și noi aici în Facultatea Teologiei, încă sub teroarea acestui exclusivism rațional, mintea cu mintea, logica noastră. Nici nu luăm în seamă inima în mod conștient, să ne ducem spre ea, să o căutăm, să vedem ce este acolo, dacă este, dacă se deschide, dacă nu se deschide, de ce nu se deschide, de ce suntem împetriți, și așa mai departe. Cuvintele câteva pe care Părintele Zaharia le repetă, cu, ați văzut, cea mai mare tragedie a omului este că trăiește în afara inimii, spune Părintele. Muncește în afara inimii, gândește în afara inimii, se roagă în afara inimii. Aceasta este o zădărnicie desăvârșită, pentru că nimic, cum spunea în seara aceasta, din ceea ce se întâmplă în afara inimii, nu se înveșnicește. Numai ce lucrare care se întâmplă în inimă. Așa, orice gând venit de la Părintele, orice cuvânt venit de la Părintele, este absolut cuceritor și mișcător. Și a spus dânsul, dar n-a accentuat foarte mult în seara aceasta, ne-a spus zilele acestea, insistent, cuvântul părinților, al Părintelui Sofronie și eu îndrăznesc fără nicio rezervă, al Părintelui Zaharia, al ucenicilor, este un cuvânt cu putere multă, lucrător. El, cuvântul lor, e foarte lucrător. Este cu puterea cuvântului dumnezeiesc din Scripturi. De aceea împărtășirea de aceste cuvinte este absolut extraordinară. Apropo de inimă, spunea și astăzi, nu zice, lupta noastră nu trebuie să fie pe stradă, în stradă, apropo și de prospatele noastre, eforturile noastre din această săptămână, ci trebuie să fie în lăuntru inimii. Acolo se dă bătălia. În lăuntru inimii, nu în afară. Dacă dăm bătălia în afară, suntem lumești ca ceilalți. E o foarte mare provocare și tare mi-aș dori să rămânem cu acest îndemn toți, să luăm seama la inimă ce se întâmplă. Vine ceva despre acolo, nu vine, e blocată, e încremenită, este rece. De ce este rece? Și după aceea, poate, ascultând aceste cuvinte ale Părintelui Zaharia, încercăm să folosim mijloacele acelea pe care ni le-a dăruit Dumnezeu să descuiem inima. Întâi de toate pocăința, care nu trebuie să o reducem la mărturisirea păcatelor,
ci să descoperim că este o atitudine profundă a omului și continuă. Nu simpla mărturisirea păcatului, sigur, și mărturisirea păcatului se leagă de această... Ce să vă spun mai mult? Nu cred că are nevoie de vreo recomandare. Eu atât v-am spus bucuria pe care eu, familia mea, ostenitorii acestei mici edituri, care este pe piața de carte în România și care n-a avut proiecte editoriale mărețe și a primit ceea ce Dumnezeu, prin diferiți oameni, ne-a dăruit din când în când. Și am primit, slavă Domnului, multe daruri. Această mică cărțulie este unul din cele mai prețioase daruri pe care le-am primit. Asta e cuvântul meu și o să rog și pe Părinte Zaharia să spună și el câteva cuvinte, dânsul, mă rog, câteva cuvinte despre această carte. Acum e parcheta, poriți n-așa să smeta frasume, dar pite că e și ideologia. Că tot vii bine. Nu știu tine, po, tipa, te din catalogă? Nu știu ce să spun, fiindcă nu știu ce a spus dumneavoastră. Αυτό το μικρό βιβλίο βγήκε χωρίς κανένα κόπο. Κάρτα αυτά στα μίκα, εσύ, φέρε νίσου φέρε εφόρτ. Τώρα ακολουθεί δεύτερη έκδοση σχεδόν διπλό, διπλάσιο. Avem în proiect acum o a doua ediție care va fi îmbunătățită și aproape dublă ca și conținut, volum. Έτυχε να απουσιάζω από το μοναστήρι να βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας, εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Σας συμπλάσα, λειψέ στην μοναστήρια, ήραν la Πατριαρχία νόσα την Κωνσταντινούπολη. Και εκεί η αδερφή μου από το μοναστήρι μου έστελα μήνυμα και μου έλεγα στείλε μας ένα νόημα για τη γιορτή των Θεοφανίων, για παράδειγμα. Și de la mănăstire, surorile îmi trimiteau și îmi cereau, trimiteți-ne măcar un mesaj pentru sărbătoarea Bobotezei, de exemplu. Και το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν πολύ μικρό. Și primul mesaj pe care l-am trimis era foarte mic. Η γιορτή λέει εκεί, Κύριος επί υδάτων πολλών. Και συνεχίζω, Κύριος επί των αιμάτων των μαρτύρων, και επί των δακρύων των οσίων. Domnul pe ape mult, peste ape multe, Domnul peste sângele martirilor și celelalte. Και επί των δακρύων των οσίων. Și peste lacrimile cuvioșilor, mă iertați. Και μετά για κάθε γιορτή μου ζητούσαν λόγο και έκανα μια... După aceea, pentru fiecare sărbătoare îmi cereau cât un astfel de cuvânt. Μια ομάδα περίπου 200 άτομα στο κινητό και έγραφα μια παράγραφο για κάθε ορτή. Și eram într-o un număr de ăsta, pe un grup, 200 de persoane și trimiteam un mesaj la fiecare sărbătoare. Και για κάθε ορτή έστελα μια παράγραφο το πολύ μισή σελίδα για το νόημα της εορτής. Și trimiteam de fiecare dată cel mult o jumătate de pagină legat de înțelesul sărbătorii. Και πολλοί έδειχναν μεγάλο ενθουσιασμό για αυτά τα μηνύματα. Mulți dintre cei care îl citeau arătau entuziasm față de aceste mesaje. Μερικοί ιερείς μου έλεγαν ήταν η βασική ιδέα για το κήρυγμά τους. Erau preoți care spuneau au constituit mesajul Sfinției voastre principalul, ideea principală pentru predica mea de sărbătoare respectivă. Εγώ întrebόμουν να στείλω σε επίσκοπο τέτοιο μήνυμα, αλλά οι ιερείς τα έδιναν και στους επισκόπους τους. Εγώ μα ρουσινάμ σε τριμήν λα επίσκοπ, δάρ ήραν πρέος καρι δαδιάω οι επίσκοποι λόρα αυτές μεσάζε αλε μέλε. Και διότι οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν καιρό να διαβάσουν μεγάλα πράγματα. Εγώ ο άμενοι ακούμ νου αυ τίμ σε μαϊκητάσκα τέξτε λούντζ. Και θέλουν σε μισή σελίδα, μια σελίδα να διαβάσουν για το νόημα της εορτής. Μπορεί και αντρο ζουματάτε δε πάζιν, αντρο πάζιν και μούς, σε κοιτάσκα τότσε σε πάτε δε σπεντσελέσου ούνε σερβατόρι. Ε, μισή σελίδα ή μια σελίδα δεν εξαντλεί το νόημα της εορτής. Εβιδέν, το ζουμάτ δε πάζιν, σα ο πάζιν, νου επουιζάς, αντσελέσου ούνε σερβατόρι. Αλλά έστω και έτσι αναζωπηρώνει το χάρισμα της εορτής. Dar oricum, fie și numai atât, dă viață oarecum. Και συνέχισα από τα Θεοφάνεια, από τα Θεοφάνεια, όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και την περίοδο του Πεντηκοσταρίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων να στέλνω για κάθε περίσταση αυτά τα μικρά μήνυματα. Και așa am început de la Μποβοτεάζα, σπορούμε πόσο cel mare, până la Duminica tuturor Sfinților, să trimit aceste mesaje.
και τα νεαρά μέλη της αδερφότητάς μας τα μάζεψαν όλα αυτά και έκαναν βιβλίο. Și mădularele mai tinere, zice, ale comunității noastre acolo, au adunat toate aceste mesaje și au făcut această carte. Όταν μου το έδειξα, μου άρεσε και εμένα. Când mi-au arătat-o, mi-a plăcut și mie. Δεν είχα καμιά ιδέα πριν. Nu știam că se va întâmpla lucrul ăsta. Και έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο. Așa a ieșit această carte. Τώρα, μερικοί από την αδερφότητά μας πήραν το αρχείο μου και ανατρέχουν στο αρχείο μου και μαζεύουν αποσπάσματα από ομιλίες που έκανα στα περασμένα χρόνια και ετοιμάζουν άλλα βιβλία με αυτόν τον τρόπο. Ακούμε σα εγκαιτεθενή, σας πούν, αυτός μόδ, και αδούνα την κουβεντέρλε μέλε, την πρέσιλε μέλη, την άνη τρεκούς, και εντσάρκε σε φάκα άλλε κάρτσι. Συγχωρέστε με, δεν είναι σεμνό να μιλάμε για τον εαυτό μας. Nu e cuvincios să vorbim despre noi și ne mai iertați. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Ζακαρία. Μιλήσατε για μας. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această seară. Doxajme tot Teo για αυτή τη βραδιά. Pentru că conferința noastră a avut loc cu binecuvântarea, cu înalta binecuvântarea prea fericitului Părinte Daniel. Pidie la vehora e doi omilia, meti nevlogia, tu măcar în plată, dar cine Eucharistume. Eucharistume că tu Pateră Zacarie, că te parășie. Mulțumim Părintele Constantin pentru traducere și pentru prezența Diapistos, am constatat în seara asta că sunt destul de bătrân și obosit pentru a mai traduce. Deci am chemat-o pe Lucia aici lângă mine, la nevoie, când s-a fiind și traducătoare de profesie, fosta noastră studentă, să mă ajute. Ar fi fost cazul, dar am zis să încerc să duc până la capăt. A doua oară nu mai fac însă. Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό για την κοινωνία που είχα μαζί σας. Και εγώ mulțumesc Dumnezeu pentru comuniunea pe care am avut-o cu dumneavoastră. Înainte de a încheia, doresc să fac câteva anunțuri. Să învățăm 6 octombrie, va avea locul Paracasul Părintele Dumitru Stăniloae, la Mănăstirea Genica. Vom participa la Sfânta Liturghie de la ora 9:30 și apoi vom participa la Paracasul Χρόνο και διάθεση να υπογράψετε δεν έχετε. Duminică, pe 7 octombrie, vă invităm să participați alături de noi la Tedeomul pentru începutul anului universitar, care va avea loc la Paracasul Universitar Studiu Nicolae Ghita. De asemenea, dacă doriți să susțineți activitățile noastre, la ieșirea din sală se organizează o colectă. Vă mulțumim pentru prezență și vă urăm mult succes în noul an universitar. Vom spune împreună rugăciunea cu bine să vă adevărat. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Mulțumim. N-am făcut o prezentare de carte clasică așa. Eu ce aveam de spus despre carte am spus într-un prolog care este cu cuvânt înainte. Vă mulțumim pentru prezentare. Γιατί είμαι έπρεπε, κάνω μια σπηγή, δεν μπορώ που είμαι, μπορώ να κάνω μια σπηγή, δεν μπορώ.
μετανοητή κανένα. Όταν υπάρχει μια γιορτή, απλή έτσι. Μπορούμε να κάνουμε λειτουργία στο χωριό μα. Με την Αγία του Μαγίου, μπορεί να κοινωνήσει κανεί. Για μένα, για την Αγία Σοφία, την Αγία. Να κάνω. Ναι, αλλά στην αρχή τη να κάνω έτσι, χωρί να κοινωνήσει κανένα, έχει αξία η λειτουργία εκείνη. Του μνημονεύω, του. Κάνει έτσι να κάνω. Να έρθουμε εκεί κάποτε με τα παλιά μα, σε λίγο. Η κοπέλα εκεί ήταν στην Ελλάδα, είναι πατή που μιλάει λίγα πολύ. Εκεί ζήσαμε στην Ελλάδα. Καλά μας ήταν. Κάνει, κάνει. Στη Ρουμανία κάνει και αυτό. Γίνεται. Επιτρέψτε. Στη Ρουμανία το κάνω, το κάνω. Μπορείτε να το γαρίσετε. Συνάδελφος εδώ και πρώην υπουργός θρησκευμάτων. De ziua lui când a venit, de ziua lui, și au venit la mine să-mi fac o carte. Eu am zis, nu, eu am biricul, dar ei nu m-au biricul, da. Părinte, da. Father, for me also, and the spirit of for Father Sofronik, and also I talked to the students here about very strong spirit. And the thank you. Părinte, și o binecuvântare să-mi dați să rămână. Hai să iau eu cărticelele mele ca să fac loc. Așa, să rămână, mulțumim. Vai, ce bine. Thank you.